Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod, un podcast la alt nivel, ca de obicei alături de prietenii noștri de la MaxBet. Invitatul meu de astăzi are peste 130 de meciuri jucate în prima ligă și peste 100 de partide și în străinătate. La un moment dat a fost cel mai bine plătit fotbalist din România, așa știu eu, îl vom întreba să ne confirme sau nu, dar și unul dintre cei mai tehnici fotbaliști pe care i-a avut fotbalul nostru, campion cu Shakhtar Donetsk, după cariera de fotbalist, devenit om de afaceri, Marian Aliuță. Te salut, Marian. Salut. Mersi că ai venit. Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Ce faci? Cum merg afacerile, în primul rând? Afacerile, în momentul de față, nu pot să spun că merg foarte, foarte bine. Tu ești în piața imobiliară mai mult, în piața imobiliară. A fost un blocaj, că na, cu toții știm că au fost blocaje peste tot, dar văd că ușor, ușor se mișcă puțin lucrurile și sper să intre pe linie normală. Dar zi-mi, se tot vorbește că vine o criză din asta financiară cam similară cu cea din 2008. Asta o aud de mulți ani, 7-80 ani. Într-adevăr, acum s-a simțit puțin. Eu nu cred că banii au dispărut. Oamenii doar că se duc în altă parte. Oamenii nu dau drumul la bani. Problema este în momentul de față, mai ales pe imobiliare, la cei care fac credite, și atunci băncile au blocat într-un fel creditarea și oamenii au simțit-o, dar sper să deblocheze. Am înțeles că a intrat și prima casă 4 sau nu știu, ceva de gen. Da, posibil să-i dea drumul. Ușor vor debloca lucrurile, pentru că și băncile cu bani fac bani, ei asta vând bani. Deci nu crezi că ne așteaptă așa o criză? Că oamenii oricum astăzi sunt mai reticenți și sunt mult mai atenți în a face un business, în a investi în ceva, și de aici pleacă și teama asta, că vine o criză. Da, probabil, și atunci omul își ține bănuțul puțin sub pat. Dar eu cred că în imobiliare, nu cred, sunt sigur, nimeni nu a pierdut. Nu ai cum să pierzi. Adică dacă investești într-un apartament, sunt oameni care au luat un apartament cu 20-30 de mii acum 20 de ani, nu l-au dat cu 15 sau cu 20, 70, 80, 100. Dar tu, inspirat, nu? După ce te-ai lăsat de cariera de fotbalist, adică... Așa am simțit în momentul ăla și fratele meu făcea lucrul ăsta, adică el mi-a sugerat să vin cu banii, să intrăm în imobiliare. Și de atunci am plecat așa. Și iată că aproape trece și un an de când... ai mers și pe calea asta, te-ai pocăit. Cum a fost perioada asta? E aproape un an? Aproape un an, nu? Se face un an, da. Se face un an. Da, înainte de Paște, anul trecut, eu mă simt foarte bine. Am făcut, din punctul meu de vedere, am făcut cea mai bună alegere. Și nu regret, chiar mai devreme vorbeam cu... M-am văzut cu băiatul lui Ilie Dumitrescu, cu Sică, care a jucat și el fotbal. Da. S-a lăsat... Să știi că m-a surprins plăcut, știa, era documentat un băiat, un copil deștept care a înțeles ce am făcut și a zis că am făcut alegerea cea mai bună și venise vorba chiar și de noua ordine mondială și ceea ce se întâmplă în lume, între bine și rău. Da. Nu știu dacă mulți înțeleg, poate zic, bă, ăsta a luat o razna, a nebunit, nu am înnebunit. La mine s-au întâmplat niște chestii, am avut niște blocaje, că am mai spus-o și o să spun peste tot. Și de acolo m-am dus către Dumnezeu și acolo am găsit liniște, rezolvare și mi-am dat seama că așa am fost chemat către pocăință, către Dumnezeu, prin probleme. Da, după ce ai făcut publică decizia ta, au fost multe persoane care au zis, cum ai spus tu, bă, ce avea Mariano? Bă, ai lupte. Spune, să știi că și în Biblie spune că atunci când vei face un legământ cu Dumnezeu, cu Hristos, vei fi contestat, pentru că și Iisus a fost contestat, da? Și spunea că e fiul de Dumnezeu și nu l-au crezut. Cu atât mai mult noi. Adică mulți spun, bă, dar n-ai făcut bine, că te-ai dus la sectanți. Eu nu înțeleg de ce oamenii văd asta o sectă. Adică dacă îți dau un exemplu, dacă mă duc mâine într-un club și m-am postat și cum făceam și înainte și cu majoritatea, primești like-uri, că din asta se trăiește din online ăsta și oamenii se mulțumesc cu mai multe like-uri și nu spune nimeni, bă, vezi că ești pe un drum greșit, nu te vrea așa Dumnezeu. Dacă te duci către pocăință la Pentecostali,
nu e bine, dar acolo îl găsești pe Hristos și spune nu e bine că ești sectant. Adică sunt mulți care în ortodoxie spun nu te muta, dar rămâi cu păcatele tale. Adică eu, e ciudat. Că știi că și diavolul își bagă coada. Bă, mai bine rămâi în ortodoxie, te duci prin cluburi, să faci viața cum vrei, că Dumnezeu acolo e. Dar dacă te duci în, pe partea asta și ai ieșit din ortodoxie, că pentru mine ortodoxia și catolicismul și toate sunt niște etichete. Da, mă, sufletul tău e de fapt. Nu, sunt niște etichete, că nu spune niciodată, acum vorbim sincer, niciodată n-am auzit în Scriptură să spună nici apostolii, nimeni, dar dacă nu ești ortodox, nu ești mântuit. Dacă cineva îmi spune că doar în ortodoxie, că spun calea dreaptă, povești. Dar tu... creștinismul, ăla este cu adevărat, nu de la început. A fi creștin, a crede în Hristos, a merge după Evanghelie. Eu asta fac, adică nu pot să merg după niște tradiții. Ce simți tu diferit? Sau nu știu, poate la nivel spiritual sau la nivel în spiritual. Anul ăsta. Cum te-a schimbat? Cum te-ai schimbat? Păi nu numai în anul ăsta. Eu până am ajuns să fac botezul ăsta la maturitate, mi-a luat vreo 3 ani. Și cu... A, decizia ai luat-o mai demult. Da, dar treptat, pentru că atunci când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, pe Hristos, da, cu toții îl putem căuta și El ne așteaptă. Am luat-o treptat exact cum mă iau un copil. N-am venit direct, gata, am venit la Pentecostal, m-am botezat, n-am înțeles nimic. A trebuit să învăț, da. Să văd cum lucrează. Și am simțit multe chestii legate așa cu Dumnezeu, care mi-a răspuns în multe feluri. Și m-a convins că fac alegerea cea mai bună și nu regret. Cel mai important e, ești mai liniștit? Că de fapt asta e. Da, da. Asta e, da. Cel mai important. Păi cea mai mare liniște, nu ți-o poate da, ai văzut că am probleme cu toții, da? Da. Ajungi într-un punct în care nu mai este nici mamă, nici tată, nici copii, nici soție, ești tu cu Dumnezeu. Că nu cred că există om să nu fie avut o cumpănă în viață și unde te uiți? Sus. Și cere ajutorul. Că acolo, până la urmă, Dumnezeu te face tot timpul să ajungi și să vorbești cu El. Și eu nu regret și nu voi regreta niciodată. Și dacă mi-ar spune cineva, uite, îți dau tot ce vrei tu, întoarce-te înapoi, nu m-aș întoarce. Mă simt bine, nu s-a schimbat nimic în viața mea, adică mi-am ordonat lucrurile, nu mai fac, încerc, cu toții greșim, da? Că nu există un fără de păcat, dar încerc să corectez. A te pocăi înseamnă în fiecare zi a face lucrurile care le-ai făcut astăzi să nu le mai faci mâine dacă ai greșit. Să te corectezi pe zi, în fiecare zi. Și eu asta încerc. Mai avem multe de corectat, îți dai seama, mai ești mânios, mai te cerți. Ai fi omul perfect. Nu, și încerc după aceea să mă liniștesc și îmi dau seama, băi, nu mai fac mâine, că uite, am avut speță cu cineva, avocat. Care m-a iritat puțin, am zis, Doamne, dar nu vă gândiți că există Dumnezeu, mai așteptați. Nu, că și acolo diavolul te, știi, o face, păi așa. Cam fotbal, îți spune piedică, da, vine cineva să-ți spune piedică. Și te scoate și după aia îți dai seama, băi, nu e bine, uite, am răspuns mai dur. Și încerc după aceea să corectez asta. Că tot am zis de piedici, hai să vorbim de fotbal. Tu te-ai apucat de fotbal fix în 1986, după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni? Da, în anul ăla, imediat după ce au luat Cupa Campionilor, cred că prin toamnă, sigur, am fost la o selecție la Steaua, cu tata, bineînțeles că nu aveam cum să merg, că aveam... Da, finala aia te-a făcut așa să zici, bă, gata, trebuie să merg. Știi cum era, am dus așa de val cu părinții, cu era perioada aia, atunci Steaua peste tot, numai de Steaua se vorbea, și unde am crescut la fel, Steaua, și mi-a insuflat chestia asta, zic, trebuie să ajung la Steaua. Tata m-a dus direct la selecție, crede-mă că erau, mi-aduc aminte și acum, erau mulți copii, bine, tata mi-a spus, erau sute de copii, și ne-a pus pe terenul de rugby în spate. Așa, da, da. Ne-a pus în linie așa, aveam niște emoții, tremuram tot. Dar cât aveai, 8-9 ani? Da. Cam așa, nu? Da, 8 ani. Așa. Și ne-a pus în linie, îți dai seama cât ținea terenul de mare, 120 de metri. Și ne-a pus unul lângă altul și scria numele, data nașterii, știi? Și a început să pună, nu puteai să joci 11 la 11, da. Cred că jucam 20 la 20.
Și am ieșit din tot ce a fost în centrul ăla atunci, pe grupa mea, am fost ales primul. Tu ai fost ales primul? Da, 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 primul din sute de copii. La vârsta ta, cum are? La vârsta mea, la grupa mea, am fost primul ales și știu că atunci s-a dat se dădea un tricou la primul care va fi selectat. Nici nu am știut că nu înțelegeam la 8 ani că va da. Dar după aceea m-a luat tata de mână și mi-a dat un tricou, țin minte și acum, era cu Fane Petcu. Fane Petcu. Da, și după aceea l-am avut pe Neafane la Constanța Secund cu Neando și am zis, Neafane, prima oară când am ajuns la Steaua, primul tricou îmbrăcat în roșu-albastru a fost cu Fane Petcu. Și apoi când te-ai apucat de antrenamente așa veneam, adică îi vedeai și pe băieții mari, nu? De la Steaua, da, îi vedeai, nu? Era pe acolo. Îți dai seama că noi ne antrenam și imediat terminam antrenamentul. Cum era la vârsta aia să-i vezi? Da, era visai, adică stăteam acolo doar să-i aud sincer și când, ai văzut că la antrenamente se mai înjură, da. Eram fascinat de orice făceau. Și am avut șansa asta, pot să spun așa, că am fost foarte iubit în centru la copii și juniori, poate cel mai iubit copil. Au mai fost Marius Mitu, eu și Marius Mitu am fost cam cei mai iubiți din centru și eu cred că în perioada am fost cei mai buni jucători din centru. Dar la mine, Petre Mihai s-a antrenor, antrenor, Dumnezeu să-l ierte, s-a zbătut foarte mult pentru mine și toate lipsurile care le aveam atunci, el venea în ajutor. Dacă aveam nevoie de ghete, dacă aveam nevoie să plecăm într-un cantonament, eu nu-mi permiteam, părinții nu eu, părinții nu-și permiteau și atunci se ducea la echipa mare, făcea chetă, erau mari jucători atunci, erau, vorbesc de Hagi, Lăcătuși, Loții, Piții, Balii, așa. Da, toți, Ilie care era mai apropiat de mine. Da. Și mă ajutau mereu. Adică, țin minte că a fost o speță în care trebuia să plecăm la mare și a întrebat, nu știu dacă Bumbescu sau cei de la echipa mare, a întrebat, Nea Mihai, pe antrenor, Aliuță merge? Nu merge că n-au părinții bani. Și a zis, cum să nu meargă? Și au pus și am plecat în cantonament. Ce iar cea mai mare satisfacție o aveam era terenul de cei care au crescut acolo, știu foarte bine. Era terenul, cum intrai în stadion, era cel mai mic teren de mini-fotbal, așa se numea. Și acum este. Și pe lângă era aleea care ducea către vestiare, că știi, jos la vestiare. Și tot timpul vedeam jucătorii cum plecau cu mașina. Eu eram copil și mă vizualizam, visam. Și zic, așa o să fiu și eu într-o zi. Îi vedeam cum opreau mașina și erau îmbrăcați la timpurile alea și zic, într-o zi o să ajung și eu așa să merg pe lângă, să mă uit și eu la copii, să ajung la echipa mare. Și lucrurile astea s-au întâmplat după și eram fascinat că acum eram în mașină și mă uitam la copii și opream și eu. Adică, ce vreau să spun pentru asta, cu chestia asta, vreau adică să încurajez copiii din ziua de azi care își doresc să ajungă în orice domeniu să se vizualizeze. Să crezi în tine, să vezi că ajungi acolo sus, să te vezi. Eu m-am văzut de mic, prin muncă, prin determinare, prin talent. Eu nu am zis niciodată că nu voi ajunge. Am știut că Dumnezeu mă va pune acolo unde m-am văzut. Pentru că tot ce am văzut s-au realizat. No. Și de aia spun, și generațiile care sunt acum și vor să ajungă fotbaliști sau în alte domenii, nu trebuie să renunți. Da, chiar dacă ai oprit, lipsuri sau probleme sau piedici sau... În general, cei cu lipsuri. Renunță, nu? Nu. Trag mai tare. Da. Da, da. Corect. Cei care au un statut mai bun și copiii au tot ce vor și dacă au talent, renunță mai ușor pentru că, confortul de acasă, ai o oarecare stabilitate, nu duci lipsa. Eu visam să ajung să salvez și familia și era un vis al meu. Eu vedeam lucrul ăsta că ajung la echipa mare, că o să am și eu o mașină, că o să fiu cu stadionul plin, că o să joc meciuri importante. Și le-am trăit pe toate. Idolul tău era Hagi? Da. Eu când îi vedeam că veneau la antrenament, parcau și imediat veneau pe la gard
și îl chema pe antrenor, că na, Petre Mihai a avut o relație specială cu jucătorii de la echipa mare și tot timpul întrebau Aliu să vină la antrenament. Eu când îi vedeam că vin, deci nu mai dădeam mingea la nimeni, deci driblam și bara, sincer răspun, pentru că îi vedeam acolo și vreau să arăt, știi? Și m-au ajutat foarte mult chestiile astea, faptul că mă chema antrenorul și spunea vino puțin. Și se întâmpla, am vorbit și cu Lottie Bellany. Adică în perioada aia când mă chema, uite, și dădeam mâna. 11, 12 ani, da, 13 ani. Da, dădeam mâna și, pentru că antrenorul îmi crea tot timpul astea și dădeam mâna și vorbea cu mine și îmi spunea că sunt talentat și că să fiu conștiincios, să fac, adică să fac ceea ce trebuie pentru a ajunge fotbalist. Pentru mine mă motiva enorm, pentru că știi foarte bine ce au însemnat jucătorii din perioada aia și pentru generația mea și cei mai mari au fost idoli adevărați. Da, adică păi multă lume spune că echipa aia Stele e poate cea mai importantă echipă și cea mai bună echipă din istoria fotbalului românesc. Nu știu, poate și pentru cei de la Dinamo, că și Dinamo aveau jucători, corect, da? Nu numai Steaua, da? Și Dinamo aveau la fel de buni. Și pentru cei care au crescut la Dinamo, vedeau lucrurile la fel. Da, cu siguranță. Da? Și rivalitatea s-a creat de la 8 ani, 9 ani. Deci dar cu Gică, dacă tot era idolul tău, ai avut așa vreo relație, așa? Da, adică da. Să păi uita la tine, te vedea stângași ca deci el? Deci eu îți spun că venea pe spate, dacă îl sun vreodată, îți poate confirma. Venea la terenul de mini-fotbal special să mă vadă. Și el, Ilie era mai special pentru că el crescuse la același antrenor. Mergeam la el în casă, prieten cu Bogdan Dumitescu, cu fratele lui. Am avut altfel, am trăit altfel pentru el. Da. Pentru că eu am deviez puțin. Eu când Ilie avea meciuri și eram copil, eu vedeam meciurile la părinții lui în casă, da? Cu Bogdan. Da, și trăiam la fratele intensitate lui. Și l-așteptam după aia să vină. Știi? Și era Rahova, îți dai seama că vine Ilie la dar ei lui. Dar tu un copil, mă. Da, dar trăiam acolo. După care s-a lăsat Ilie și mama lui, Dumnezeu să o odihnească, mama lui trăia pentru mine la aceeași intensitate. Că îmi spunea Bogdan, băi, când te vede mama că te lovește cineva, face exact cum făcea pentru Ilie. Țipă și făcea urât. Adică am avut o relație specială cu el, știi? Și hai să revenim la ceea ce ziceai tu de Gică, da. Hagi, am avut un episod cu el în Belgia, noi cu lotul de tineret și echipa mare, am mers și am jucat cu noi cu tineretul și ei cu seniorii. Și în avion eram în spate la două, trei rânduri, dar în față, eram în spatele jucătorilor și era Hagi, Giovanni, Balint, eu țin minte și acum cine. Și Giovanni se ridică, mă vede și eram jucătorul lui de la 14 ani. Așa. Și mă vede și spune, băi Gică, întoarce-te să-ți arăt un jucător, că ăsta o să fie număr 10. Și când s-a întors, Hagi zicea, păi ce mi zici de Aliu, să-l știu de când era la Nea Mihai, la Petre Mihai. Deci pentru mine a fost, îți dai seama, da. Era deja jucat la Real Madrid. Da, la Barcelona cred că era. Și nu era la Real, la Barcelona. Și să se întoarcă să mă recunoască înseamnă mult, da. Cine era Hagi și nu la nivelul ăla. Adică el m-a ținut minte și a avut tot timpul. Adică am avut o relație mereu bună cu el și de câte ori am vorbit. De exemplu, am avut cu băiatul, ne-am dus la Constanța și l-a văzut pe băiat, mergeam spre terenul de joc și el era cu echipa mare și el întreabă, zice, al tău? Zic, da. Și zice, dacă ai jumate din tactul, ajungi fotbalist. Adică el m-a apreciat mereu și în declarații care le-a avut de-a lungul timpului a spus jucătorii care s-au asemănat cu el, dar a zis și atunci, m-a enumerat și pe mine și pe Luțu și pe Zicu, dar a zis clar și a avut dreptate aici, ce le-a lipsit? Determinare. Asta ți-a lipsit și ție, da, nu? Da, adică seriozitatea. A vrut mai mult. Da, la antrenamente probabil. Da, acolo se face serios, diferența. Da. Hagi rămâne cel mai mare fotbalist pentru mine din istoria României. N-am prins pe cei din urmă, dar pentru mine, că am crescut în perioada, văzându-l jucând, pentru mine Hagi rămâne numărul 1.
Și la 16 ani intri prima dată în vestiarul Stelei, nu? Da, da. Cu gândul de când erai copil, da, și treceai intrat, pe acolo. M-a chemat... Iordănescu era... Da, țin minte și acum eram pe terenul de antrenament cu juniorii. Am intrat în vestiar și a venit Neapuiu. Era și Edi cu noi, da, în perioada, da, aia. Da. Și a venit Neapuiu și mi-a zis, Puștule, că așa vorbea, Puștule, de mâine te aștept la echipa mare. Și imediat el m-a anunțat și nu l-am prins câteva zi, o zi, două, cred că imediat el a preluat echipa națională și a rămas Țiții Dumitriu la Steaua. A, așa. Și a rămas cu Stoichiță. Și când am ajuns în vestiar la echipa mare, abia așteptam să adică îi priveam, uitam la Lăcătuși. Dar mai erau niște băieți, nu? Adică era Didi. Da, Lăcătuș, Dumnezeu să-l ierte. Nu, am prins Panduru, o generație. Adilie, ai prins generația aia. Am prins fotbaliști. Da, Dumnezeu să-l ierte pe Didi. Am prins pe Panduru, Ilie Stan, Jean Vlădoi, Stelea, Doboș, cine mai era? Lăcă, da. Gâlcă, Adrian Ilie, da, da, da. Sabin. Venise și Narcis când l-a alergat Didi Prodan să-l tundă, că a ratat un penalti. Știi că a venit Narcis și penalti și a cerut stadionul fiind nou, noul Hagi, spunea. Narcis Răducă. Atunci să bată el. Noul Hagi. Așa. Și a venit și a ratat. Pac. Și a doua zi la antrenament, Didi cu foarfeca, cum făcea el de înjurat, dar avea un... O, da, mă, era, da, da, da. Didi era unic în glume. Nu aveai cum să te superi. Era și l-a alergat cu foarfe ca să-i tundă părul. Tu ești noul Hagi? E, să vezi ce-ți fac eu. Și l-a înjurat și a alergat. Păi, băi, Didi, stai cu minte, stai cu minte. L-a prins? Da. Nu, că fugea. Bine. Deja scăpa, nu l-a tuns. Da, nu. Dar au fost momente frumoase acolo. Adică am învățat multe lucruri de acolo. Și imediat la 16 ani m-am dus în vestiar, m-am antrenat cu ei. Dar cum era la antrenamente? Că tu, mingicar așa, tehnic, da, 16 ani, și ce trebuia să driblezi și tu, un Didi, un Toni Doboș? Cum? Nu cum? Aveam probleme. Uite, am fost, că acum mă duc mai departe, am fost în cantonament cu ei la Forban. Mergeam la așa. Forban, foarte greu. Deci cine a prins Forbanul știe foarte bine ce înseamnă Forban. Și la sală, eu fiind tehnic, a venit Didi. Nu știu cum am tras-o repede, s-a dus Didi pe lângă. Mamă, la fel, dacă mai faci una, dacă nu te bat... Stai, mă, Didi, că el era, nu era bătrân, nu era cum da, ziceam lui Lăcă, Nea Marius, știi? Stai, mă, Didi, mă, că nu mi-am dat seama că ești tu. Dar eu știam cine e. Nu mi-am dat seama că dacă erai tu, pasam, știi? Dumnezeu să-l ierte. Am avut multe cu Didi, așa, și de-a lungul timpului. Și când la echipa națională, când era în staff, Didi a fost unic și un mare fotbalist și un caracter deosebit. Nu știu dacă cineva a putut să vorbească de rău de el. Eu n-am auzit pe nimeni există, să spună, da, 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 corect. Era într-un fel. Nu, să știi că eu la 17 ani, eu îl vedeam atunci la 16 ani, aveam așa teamă de el, că era dur. De el era dur prin vorbe, dar o inimă mare. Și mi-am dat seama cine e cu adevărat la 17 ani, că mi-am făcut ziua la Norcia. Cred că era prima zi a mea cu tort, că de unde acasă? Eu, s-au făcut băieții tort. Și mi-am făcut echipa mare cu toți fotbaliștii. Nici nu mă așteptam, eram la masă și au adus un tort cu neațiții, cu toată echipa. Mi-au cântat la mulți, mamă, îmi venea să intru sub mesele alea. Era ceva pentru mine, îți dai seama. Eram cu echipa mare, cu toți mari fotbaliști din anii 90, ei au fost. Da. Da, au fost anii 80, aia de aur, și după eu zic că ei au fost. Cu 94, 95, 96, cu Champions League, cu Adrian Ilie, au avut da, o echipă da, formidabilă. Da, 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 da. Și toți s-au demonstrat și au jucat afară la nivel. Și mi-a făcut ziua, mi-am dat seama atunci că Didi a venit, a strâns bani și cine mă ținea foarte mult la mine, că mă știa de mult, era Stângaciu. Știi? Și au strâns bani și mi-a dat Didi $300 atunci. Man. Du-te și copilul, du-te și îmbracă-te, încalță. Mamă, când am văzut 300, mi-am dat seama că nu e om rău. Știi? Adică nu mai era la dur din teren, în afară căuta să ajute, adică știa da. Că el venea în vestia, țin minte, și spunea, bă, când am venit la Steaua, a zis, salutam și Adidas și Ghete, să trăiți, vorbeam cu Adidas. Bine, avea glumele lui, dar a zis, și voi veniți cu lanțul, că erau ăștia
care mai veneau, știi, eu n-aveam fițe, că n-aveam nici lanț, nici mașină. Ce, voi veniți numai cu fițe, cu alea, cu, știi? Și intrați în vestiar aici. Păi eu salutam și ghetele lui Panduru. Ce mă lea și ziceam, să trăiți domnul Panduru, dar eu vorbeam cu ghetele. Știi? Adică exista respect, știi? Și atunci am învățat foarte multe. Antrenamentele care le-am făcut cu ei la 16 ani, de nivelul echipei mari, am prins forța. Dar de lăcă ți era teamă, așa? Nu, că să știi că el ne motiva. Da? Da, era, îți dai seama, eram crescuți acolo, el iubea Steaua, n-avea cum să se poarte urât cu noi, niciodată. Adică eram protejați și jucătorii, aveau caracter și erau și fotbaliști. De ce nu rămâi? Că, adică te împrumută câteva sezoane, după care prima echipă la care pleci definitiv, pleci la Farul Constanța, da, adică te transferi, să zicem. Am avut... De ce nu rămâi? Păi nu. Îți spun și de ce. În, când am plecat la Târgoviște. La Chindia, nu? Da, după Mizil. Ne-am promutat 3 luni la Mizil pe toți juniorii. I-am scăpat de retrogradare, am făcut ce am vrut acolo. Noi, așa, juniorii, am bătut și la promovare și pe toți. Am terminat pe 6, adică aveam o echipă foarte bună. Și ne întoarcem înapoi și îmi spune Neatică dacă vreau să rămân, dar nu, că îl întreb ce fac dacă rămân, că n-am șanse să joc. Na, erau toți ăștia mari, aveam 17 ani. Zic, mai bine mă duc că îmi prinde mai bine la Chindia. Și ceea ce am făcut foarte bine, m-am dus și am jucat și în primul tur, de că am ieșit cel mai bun mijlocaș, dreapta debutant. Adică eu jucam în dreapta ca să intru cu piciorul stâng. Și mi-a prins bine de acolo. Eu am făcut o alegere foarte bună atunci. Pentru că dacă stăteam, clar nu jucam. Da. Și atunci să joc 15 minute, 20 de minute pe... Și la fel ai decis să te duci și la Faru, tot din același motiv? La Faru nu. A fost alegerea, eram jucătorul lui Giovanni și Becali atunci luase clubul Faru și ne-a dat în schimbul unei datorii de vreo 300 de mii pe mine și pe Mitu definitiv. Okay. Și de acolo... mi-a fost mai bine, cred eu, că am ajuns la Sheriff Tiraspol și de la Sheriff la Shakhtar. Dar știai ceva de Tiraspol? Știai ceva Moldova, de Transnistria, de... Cum ajungi după un an la Faru și, adică, de ce decizi să te duci în Moldova la Sheriff Tiraspol? Nu, fii atent ce s-a întâmplat acolo. Am jucat cu naționala Moldovei, cred că la Galați. Și atunci eram eu, Pancu... Tu, 21. Da. Eu, Pancu, Mutu și vine și patronul Tiraspolului, Gușan, care să vadă meci. Și dintre toți, de acolo spune Mutu, Pancu și eu. Ăștia, ăla era la Rapid, ăla la Dinamo. Să veniți la discuții, cum ar fi. Da, eu la Faru. Și zic, n-am cum să merg, nici n-am luat în calcul. Zic, nici nu știam ce să caut eu prin Tiraspol. Nici nu știam unde e. Așa. Da, geografic nu mă pricepeam. Și nu știu cum iau legătura cu Motroc, cu Florin, că era la Faru cu noi. Și Motroc, mai cu experiență, era pe ultima sută, na, să mai prinde un contract bun, să ia niște bani. Și a început să-mi facă capul mare. Băi, dacă vezi, așa mi-a zis. Zice, băi, dacă vezi cum ești, ce oraș, cât de mișto e. El știa ce e pe acolo, îți dai seama. Dacă vezi ce mișto e, hai cu mine, hai. Băi, nu merg. Și până la urmă zic, băi, îți dau 50 de mii. În condiție care noi aveam... Cred că așa, tu la Faru ce contract? Ce salariu aveai? 7.000 pe an. Ăștia ne dau 50 de mii la semnătură și cred că aveam 1.000 sau 2.000 pe lună. Eu. Când am luat 50 de mii la semnătură, zic, băi, Vivi, du-te tu. Vivi, vorbesc de Rechita. De Florin. Băi, Florine, du-te tu. Și dacă e ce trebuie, cum ai zis tu, că e orașul, mă, el era la Odessa, într-adevăr, oraș frumos. Da, diferență puțin. Și îmi spune, băi, e frumos. Și la Tiraspol cum e? Băi, la fel, că mi-au zis băieții, știi, mă mințea. Că el i-a spus, care era scopul lui? Că îl ia pe el dacă vii și tu? Da. Asta da, a fost. Da, păi mi-a zis după, a zis, okay, dacă nu semnează de mine Aliuță, nu poți să te iau și pe tine, așa vă iau la pachet. Convinge-l tu. M-a convins și când m-am dus prima oară la Tiraspol, am trecut așa prin Tiraspol
și au venit la, ai văzut că erau, sunt puncte de astea de frontier, da, frontieră, acolo ceva e... de genul, da, punct de poliție unde n-ai voie să treci și veneau aia cu armă, cu, păi, dar ce e aici, știi? Până la urmă am ajuns la Odessa, dar țin minte că și la Odessa când am ajuns, n-aveam voie să intru în Odessa, că n-aveam viză. Așa. Și mi-a dat așa de la Tiraspol, mi-a dat un pașaport în mână, am dat pașaportul, dar n-avea nicio treabă, ăla era blond, eu eram brunet. Dar nu conta, trebuia să dau un act, așa da, mi-a zis să da, fac. Da, pe ăsta și eu. Eu n-am știut ce fac, îți dai seama, 19 ani, am dat actul, nici nu știam ce se întâmplă, zic, bă, mă, ce, cu mașini de alea negre, cu jeepuri, am dat actul, am ajuns la Odessa. Toate bune și frumoase acolo, că aveau condiții, știi, de cantonament, ne-am întors înapoi. Ne-am întors la zi, la Tiraspol. Când am văzut cum arată, că eu când am trecut pe lângă Tiraspol, n-am văzut. N-ai intrat în Tiraspol, așa. Nu. Și când am văzut cum arată, băi, zic, băi, Florine, mi-a zis că e frumos orașul. Bă, nu știu că l-am văzut seara. Așa mi-au zis și mie ăștia. Și după aia mi-a zis târziu, nu mi-a zis acolo cât am jucat. Da, da. După ce am ajuns eu bine la Shakhtyor, a zis, băi, eu ți-am făcut un bine, că te-am mințit, ca tu să ajungi fotbalist, să ajungi la Shakhtyor, să joci în Champions League, eu atunci te-am mințit. Bă, are dreptate. Și am mulțumit. E prietenul meu și am o relație specială cu el și am trăit multe cu el la... Era... Da, zi-mi așa, 19-20 de ani, ce făceai tu în Tiraspol? Adică, cum, ce făceai? Cum da, era viața? Stăteai acolo? Adică... Noi stăteam la... Aveau... La început, că acum au bază. Eu când am plecat, da, atunci da, au făcut bază. Da, da, 98, nu? Cam așa. 98, da. Și când am ajuns acolo, noi stăteam la stadion, într-un... Făcuse, era un internat, știi, cămin, da. Dar la ultimele două etaje, lux. Eu. Făcuse pentru noi. Adică mergeai pe scara de asta, de cămin, amărăciun. Și la un moment dat ajungeai, ajungeai în vârf, lux. Așa. Tot ce vrei. Și așa am trăit acolo. Mergeam la antrenament, lumină, nu exista. Cum adică nu exista? Decât la bază. Adică doar voi aveți curent? Și, și președintele. Am zis. Și birourile lui. Sincer, întreabă-l pe Florin. În oraș se tăia după ora 8 sau se cum? Se tăia, da, și vedeai beznă, noi, președintele și ce mai aveau ei, poliția și spitalele. În rest, orașul, oameni normal, n-aveau nimic. Se luau câte două ore, trei ore, cum era pe timpul Ceaușescu. Da, da, da. Și așa am stat acolo, dar nu puteam să rezist. Abia când ajungeam la Chișinău, ca să-ți dai seama, mă simțeam în Europa. Paris, când vedeam o cafenea, mi se părea wow. Și ai stat 2 ani tu? Un an. Un an ai stat acolo? Un an am stat și am prins imediat transferul care mi-a schimbat destinul. Tu la Shakhtyor scrii istorie. Adică tu ești primul român sau primul străin? Ca primul asta... străin. Tu ai fost primul stranier din istoria lui Shakhtyor Donetsk? Da, nu vorbim de blocul sovietic, adică nu. Da. Ce era, adică lituanienii, da, rușii, nu. Ce a fost din afară, da? URSS-ului vechi, da? Am fost eu. Sunt primul străin din istoria clubului. Și cum te... Akhmetov era, nu? Da. Cum te transferă Akhmetov? Unde te vede? În cantonament, în Cipru. Așa, tu în cu Șerif? Cipru. Eu cu Șerif am jucat în perioada aia, atunci am avut așa Salzburg, Sparta Moscova. Oferte. Da. Și Shakhtyor. Am jucat cu Salzburg, am dat gol. Am jucat cu Shakhtyor, am dat gol și imediat la două zile iar am jucat cu Shakhtyor. A fost prima oară când n-am înțeles de ce jucăm un amical de două ori. Da. Pentru că mai vreau să mă vadă odată, eu nu mi-am dat seama. Ah, ok. Și iar am jucat bine, m-am întors la București și când am aterizat la Chișinău, m-a așteptat un director sportiv de la Shakhtyor cu Arcadie. Așa, Arcadie, da, era, da, jurnalist, era la început de drum, nu era băgat, implicat ce e astăzi. Și el să-mi ia interviu. Adică el era interesat să dea interviul ăsta. Adică să dea știrea cum ar fi. Știrea, da. Și el a stat cu noi de la ora, ții minte și acum, 3-4, după amiază, până la
1 și ceva, 2 noaptea. Dar tu tot la fel, adică nu știai mare lucru despre Shaktior. Nu știam, nu că, știam. Bine, știam, Shaktior-ul nu era. Nu era, dar nu știam ce se întâmplă acolo, nu știam că în blocul sovietic a fost o echipă importantă, era echipă de locul 3-4, da. Adică a avut istorie în blocul sovietic, dar nu era cum era Sparta Moscova, care mă sunase și nu știam ce să fac. La Salzburg la fel, și, adică sigur plecam. În iarna aia plecam 100%. Și de ce alegi Shaktior? La Sparta Moscova mi-au zis că nu, nu-mi dau bani la semnătură și aveam, țin minte și acum, 25.000 de dolari pe lună. Pe lună. Da. Bă, salariu bun. Pe, păi da, na. Pe deja aia. Eu vorbeam de avioane, că da. Și aici mi-au dat 200.000 la semnătură. A, deci Akhmetov așa te-a da, întors cum ar fi. Ți-a dat 200.000 la semnătură. Dar știi cât am negociat cu ei? Ți-am zis, am ore, deci de la ora 16, da? Până la 1:30-2 dimineața. Am stat numai pe telefoane, când ieșeau, vorbeau cu el, se întorceau, nu ne-am înțeles. Eu tot nu mai vreau să termin contractul acolo, să mă întorc la Steaua. A, deci asta era în gândul tău. Da, numai Steaua. Nu mai Steaua. Era să mă întorc înapoi, să mă întorc înapoi. Țineam legătura cu Neantică Dănilescu, semnasem un contract cu el. A, aveai după, un fel de precontract cu Steaua, da, să te întorci. Dar după ce terminam, mai aveam un an de contract. Cu Șeriful. Da, să mă întorc înapoi la Steaua. Și gândul meu era, mă întorc la Steaua, nu mă interesează. Și tot îmi spuneau, avem condiții, avem bani, avem zine ce vrei. Și finalul a fost, au zis că îmi pot da tot așa lunar, dar fără bani la semnătură. Și zic, păi da, nu vin. Și mă mintea mea zic, mai bine mă duc la Sparta Moscova. Da. Și la pe la 1:30-2 zic ca să scap de ei. Zic dacă nu îmi dau 200.000 la semnătură și să-mi dea 10.000 pe lună în primul an și după aceea îmi creștea, zic eu nu vin. Ai jucat-o violent, crezând da. Că scap. Nu mă interesa. Țin au cum să-mi dea ăștia 200.000. Ies afară, sincer, spune Arcade Martor, era cu noi, Arcade nu știa cum să mă convingă. Da. Du-te că tu nu-ți dai seama ce bani sunt, lasă-mă, mă, el avea 300, 200, cred că avea, nici ce 200, cred că 100 de dolari era salariu ca jurnalist acolo în perioada aia. Și el zicea, tu nu-ți dai seama ce bani sunt. Băi, lasă-mă, Arcade, mă, zile așa, că era frică să pronunțe, îți spun sincer. Și eu nu pot să le zic sumele, băi, tu doar îmi traduci. Eu vorbeam rusă, că învățasem da. Limba rusă cu un moldovean de acolo. Îl învățam să vorbească românește curat și el mă învăța rusă. Și le spune suma, ăla îmi spune clar directorul sportiv, așa bani n-are nici antrenorul. Și vorbeam cu soția, că era prietena mea și de atunci am rămas pe veci împreună și vom rămâne. Și iese afară și îi spuneam la telefon, că era, nu aveam mobil, îi aveau. Știi, și eu n-aveam. Și pe fix spune, ai bine că am scăpat de ăștia, le-am dat o sumă mare, să plece. S-au întors după 5 minute, vorbea probabil cu, l-anunțau mereu pe Akhmetov. Da. Și îmi spune exact, deci s-a schimbat totul din momentul ăla, zice, trebuie să plecăm imediat, este de acord clubul, trebuie să mergem, trebuie să-ți iei repede bagajele, că dimineața la 5-6 la venise cu avionul privat da. Al lui Akhmetov. Trebuie să ajungem la Odessa, adică eu nu știam planul care era, eu doar negociam. Și în 10 minute a zis, trebuie să merge acum să ții bagajele, că trebuie să plecăm la Odessa. Vedem dacă am dormit la hotel, dar n-am dormit, că mintea mea era cum va fi. Deja mă vedeam cu bani, mă vedeam, știi, că ți se schimbă totul. Da. Și mi-am luat ce am putut și îmi spune nu-ți lua tot, că mergem, semnăm, te întorci înapoi, te duci acasă în România și îți iei bagajele și după aceea vii cu totul. Nici nu s-a pus în plan că trebuie să și joc. Păi te-au luat direct, adică nici dacă n-am știut că trebuie să joc. Și am ajuns la Odessa, am avut avion, ții minte și acum era ceață și nu puteam să plece. Da, nu puteam să plecăm. Într-un final am decolat,
Am ajuns imediat, era ultima zi de transferuri, am ajuns la Kiev. A venit cineva direct pe pistă. Atâta, doar a trebuit să dăm contractul semnat de mine, dar nu era semnat de mine, că eu învățat ca în România, că te păcălesc ăștia, a semnat Arcade. Că Arcade din jurnalist, ce îi spun? Băi, mergi cu mine să-mi traduci contractul, că nu înțeleg ce fac. Și în avion când s-au, ăia erau sinceri, nu vreau să mă păcălească, știi? Și când citeau ziarul, mâncau, că eram eu, director sportiv, cu Arcade, într-un avion privat. Deci am poze și acum, știi? Adică avion privat mi s-a părut, nu că, e și azi, wow, să vină stăia cu un avion privat, atunci, și azi, da? Am aterizat la Kiev, am dat contractul, l-am înregistrat la ligă, era ultima zi de transferuri, am plecat la Donetsk. Când am aterizat la Donetsk, eu deja eram învățat cum, ce înseamnă mașini negre, parpalacul ăla, costum toți, na, la un alt nivel, mafie, da? Da, așa eram, nu? Da, da. Și când am aterizat și am văzut, eram învățat din partea asta, că erau și ăștia la același nivel. Păi după un an și ceva în Transnistria... Da, deja știam ce înseamnă mașină neagră, blindată, costum și pază cu arme. M-au așteptat, na, era diferență la să vii de la Tiraspol, să ajungi într-un oraș de 2,5 milioane. Țin minte că atât am întrebat, nu aveam pretenții mari, zic, îți dai seama, venit de la Tiraspol, zic, băi, Arcadia, măcar au McDonald's. Tu îți dai seama, adică nu știam, zic, mă gândeam că e la fel, dar era oraș cu magazine, cu se schimbase, știi? Băi, măcar McDonald's aibă. Știi? Să nu, știi? Și nu, asta a fost cu totul altceva. Da. Am ajuns la bază, am semnat și am crezut că mă întorc în țară, dar știi și cu banii acolo? Cu ea 200 de mii? Da, când ne-am cerut să-i văd. Zic, măcar să-i văd. Și dar mai ai văzut să-i vreodată 200 de mii? Nu, de unde? Vorbim de 99. Păi și te-au dat cash? Nu, mi-au dat cash, că așa i-am cerut. Așa. Mi-au dat cash și am zis vreau să-i văd. Și mi-a zis ok, dar îmi traducea Arcade, de eu înțelegeam tot. Că învățasem, da. Știi? Și eu n-am vorbit decât atunci. După ce am semnat, am vorbit. Eu până atunci vorbeam prin Arcade. A, să nu-i lași să... Sau în... să văd ce spun ei, da. Că și când înțelegi. Au început să vorbesc, după aia a zis, a, păi tu știi, zic, vreau să văd ce spuneți la... Știi? Am cerut să vă banii, zic, 200 de mii dacă mă păcălesc, și îmi spun așa, fii atent, garantăm pe Ucraina, dar pe Moldova te descurci și vorbești cu Tiraspolul. A, ca să pleci cu banii, cu că banii era o sumă mare, da, să treci prin... Îmi dă oameni, da, să ajung până, da, la graniță, okay, dar să vorbesc la Tiraspol și partea se ocupă ei. Da. Zic, ăștia îmi fac manevră. Zic, ăștia mă ard. Zic, atunci facem altceva. Zic, bă, cât să iau? Zic, dați-mi 20.000. Așa. Zic, măcar în țară, știi, că erau... Nu, în țară erau contracte de 20.000. Pe an? Da. Zic, calculați-mi eu, măcar iau 20.000. Mi-am luat două pachete, restul am dat, mi-am făcut cont că aveam cont de la Tiraspol, că prima oară n-am avut cont, mi-a dat banii mei la primul contract cu Tiraspolul, au intrat în cont la Motroc. Ah, da? Că eu n-aveam cont. Și mi-a băgat la Motroc și mi-a scos Motroc. Și acum aveam cont, zic că mi-i trimit așa bine, nu? Asta e. Dar condiția lor, după ce am semnat, eu am crezut că semnez, mă duc acasă, strâng bagajele și vin și eu. Mi-a s-ai semnat, ai cerut o sumă mare de bani în perioada aia, dorința lui Ahmetov, dorința președintelui, da, este să joci mâine. Să joc mâine. Și era meci oficial? Oficial, în campionat. Și zic, eu am strâmbat așa, dar n-am ghete. N-am venit. Asta e problema. Nu e problema. M-am dus la bază, am mâncat cu echipa, m-a prezentat oficial, mă prezentase când am semnat, m-a prezentat în fața echipei, am intrat la masă, aveam deja, eram în echipament, am dormit, eram deja, eram amețit așa, știi cum? Și tu ai jucat primul meci oficial după un antrenament sau nici măcar? Un singur antrenament. Ai făcut un antrenament? Ăla dinainte de joc, care îți dai seama că acolo e, da, deja echipa făcută. Da. E miuța aia înainte de joc, faze fixe. Așa. Deci nu era un fost titular? Nu, n-aveam cum. Dar am intrat la pauză.
Așa. Și dacă te uiți în interviurile lui Arcadie, lui Zaporojanu, vezi că spune. Deci de la primul meci, am intrat la pauză, am dat pas de gol și tot stadionul mă strigau atunci, eram micuț, așa, Overmars. Overmars, da. Era porecla, da. Ta? Și de atunci m-am lăsat, am jucat primul meci acolo, m-am simțit bine când am văzut stadionul plin. Că noi acasă jucam, crede-mă, 30 de mii, meci de meci, Șahtior, n-a existat. Eu n-am văzut stadionul gol la Șahtior. Și când am văzut stadionul plin, exact ce îmi doream. Fotbaliști foarte buni, cine a trecut pe acolo, și Raț și Marica știu că i-au prins și ei. Da, da. Calitate mare de... Adică aveau clasă, aveau forță, viteză, tehnică. De dovadă, Timoșciuc a jucat la Bayern și nu era printre cei mai buni. Da. Eu cred că era, nu cred, certitudine, era sub noi. Dar el, prin determinare, prin muncă, prin ambiție, a bătut alte chestii. Talent. Da, eu jucam cu el la mijloc. El neîncălzit, intra pe teren, Marica, Raz pot confirma, Florea, el dădea direct la poartă, fără să facă ruptură, fără să facă întindere, nimic. Deci era tank. Da. Dar era atos, era slab, după care a prins forța, a jucat la Bayern, a jucat la Zenit, a luat cupa UEFA, Champions League, un jucător care a crescut cu noi. Știi? Adică erau jucători buni acolo. Eu spun că am prins un jucător foarte bun, că am jucat și noi în Champions League. Am păi jucat... da, dacă tu când ai ajuns, în campionat era o singură echipă. Dinamo Kiev, da. Dinamo Kiev, care adică era campionat de cât? 2, 10 ani, 11 ani, 12 ani, nu știu. Nu mai era, dar locul 2 era ca și cum ai luat campionatul. Nu? Da, sincer. Dar să știi că erau echipe, Metalist Harkov, Niepor, da. Nu băteai ușor. Și aveau calitate. Campionatul de atunci, eu îți spun, din 2000, da, era peste România. S-a demonstrat asta și în meciul care a jucat Steaua cu Dinamo Kiev. Cu Dinamo Kiev, da. Că voi, tu al doilea sezon pe care îl petreci acolo, și Șahtior câștigă primul titlu din istorie, nu? Eu am stat două sezoane jumate. Am prins turul, returul. Așa. Păi am prins un campionat întreg, am pierdut campionatul în ultima etapă. Da. Și da. Imediat următorul 2002, da, am luat campionatul. Primul din istoria lui Șahtior. Da, da. Cu Akhmetov ce relație ai avut? Eu cred că nu bună. Eram preferatul lui, așa da? Să zic, da. Nu există. A zis și Florea într-un interviu al lui în care eu făceam cam ce vroiam. Acum, bine, nu făceam lucruri, am fost foarte atent, am greșit și eu față de el. Da? Da. Cum ai greșit? După ne-am calificat în Champions League, primul meci cu Lazio, eu nu vin. N-ai fost la meci? Nu, trebuia să... Eu am venit acasă și am zis că eu nu mă mai duc. Cum în Liga Campionilor? Înainte cu două săptămâni mi-a dat liber să vin acasă și eu am zis că nu mai vin. Așa. Și că eu le dau banii înapoi și că eu nu mai vreau să vin. Îți dai seama, gândire. Dar de plătise ce? Pe mine, eram apreciat acolo și zic eu nu mai vin în primul an. Așa. Și zic nu mai vin. Era prima oară când se juca în Champions League, o echipă cum era Șahtior, era prima oară. Da. Primul meci cu Lazio. În grupe cu Lazio. Și zic, nu mai vine. Am început să mă sunau de la club. Akhmetov nu știa nimic. Mă sunau și îmi spuneau, ce ai păzit? A murit bunica. Și până la urmă le-am zis... Făceai din astea ca la școală. Da, da. Amatorism atunci, da, în perioada aia. Pentru că era la început și simțeam așa că tot puneau presiune până m-am impus să joc, loveau, erau cam răi. Știi? La antrenamente erau, da. Asta a simțit-o și Savu, dar Savu a simțit-o după mine, că a venit mai târziu. Și simțeam așa răutat, zic eu, nu mai stau aici. Ăștia nu erau prietenoși, adică doar când jucai, te impuneai, gata. Da. Și zic, nu mai vin. Stau acasă, vă dau banii, vedem cum facem. Ei dăduse și vreun milion. În perioada un milion s-a dat. Da? Și
șerif. Pentru ei nu erau bani. Da. Nici pentru unii, nici pentru alții. Pentru că s-au dus și niște bani spre Constanța și o parte aici. Adică un milion, atunci să vorbești de un milion, la noi când vorbeai de un milion, era transfer imens. Și într-un final n-am mai putut să-i spună, ba că am probleme acasă, ba că a murit bunicul, bunica, mureau pe... Și eu, s-a adevărul, domnul nu vrea să mai vină. Nu mai vrea să vină. Omul nu mai vrea. Ok, m-a sunat de la club, mi-a făcut legătura imediat cu el, mi-a zis aștept. Așa. Și mi-a zis, salut, vorbeam rus, să-ți dai seama. Deja aveam un an aici și în partea asta trecuse jumătate de an. 4 luni, 5 luni. Și îmi spune, ce faci? Bine. Am înțeles că nu mai vrei să vii. Zic, da, că vă dau bani înapoi și eu nu mă mai gândeam că ce-au dat ei, că m-ar lăsa liber. Zice, uite cum facem. A vorbit frumos, dar în modul lui. Așa. Nu e nicio problemă. Nu vrei să mai vii, facem cum zici tu, dar problem, situația stă în felul următor. Îmi dai banii, vezi și ce mai au părinții, toți, și când sunteți pe stradă fără nimic, ești liber. Și îți dau și actele. Sunata amenințare. Și zic, ok, dar îți dai seama, copil, entuziasm, mâine la ce oră am avion? Ah, vezi că se poate, ok. Și zice, hai că o să te sune înapoi și vezi cum faci. A doua zi am plecat la Donetsk. Am ajuns și mă... Era Victor Procopenco, el a creat echipa și Giovanni îl știa, a murit. Un om extraordinar, bogat, un bărbat care arăta foarte bine. Giovanni mi-a zis mie, băi, eu n-am văzut un bărbat atât de frumos, nu că îi plăceau bărbații. Îl da, aprecia. Da, da, ca tip așa, da. Da, și a zis, m-am dus și eu să-i arăt casa mea din Pipera, crezând că ce-i arăt eu lui ăsta. Da, Giovanni poate confirma că el mi-a zis, băi, și când m-am dus la Odessa și am văzut ce a fost ale mea, a fost rușine ce am făcut. Și cine era Giovanni, da? Și ce avea? A zis, ce am văzut la ăla, eu m-am dat mare pe aici, neștiind când mă duc la ăla că e la alt nivel, ce era antrenor. Și bine, și cu antrenorul e o poveste, m-a prins în perioada aia, la început, că na, deviez ca multe. Da, da. M-a prins la un hotel. Te-ai dus și tu? M-am dus și eu, da, căutam o, în perioada aia căutam și eu o fată. Mă vede, mă bag după un stâlp, pleacă și vine pe jos antrenor. Și îmi spune, dacă vrei, mergem amândoi. Da? Sincer, șmecher. Deci șmecher. Bună asta, da? Dacă vrei, mergem amândoi, că na, și tu cauți și eu poate caut. Și eu zic, nu, că nu caut nici, băi, ok, dacă e. Și mă lasă și a doua zi mă întreabă, ai găsit ceva bun? Știi? Adică a fost, da, 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 nu da. M-a certat. Da, rezolvat un așa. Curaj, mi-a dat, știi, adică așa era el ca om, adică gândea foarte bine și nici eu nu l-am dezamăgit. Și ajung, că revenim, ajung la Donetsk. Mă ia antrenor în cameră. Eu acum aveam filme cu mafiei. Dar ți era puțin frică, da? Nu? Da, că mă împușcă ăștia, că na. Ce vedeam eu, dar nu era nimic adevărat. Da. Nu se atingeau de fotbal și chiar ne-a respectat și ne-a iubit. Și acum mă bag în cameră, camera antrenorului unde a stat și Lucescu 11 ani, 10 ani cât a stat acolo. Da. Și a început să-mi pună muzică rusească. Și eu deja vedeam ruleta rusească, pacă, îmi trag ăștia. Zic, mamă, mă pregătesc și mă întrebați, place melodia asta? Eu de frică ziceam, da. Și a oprit muzica și îmi spune așa, vezi că e foarte supărat președintele pe tine. Vezi că îți iau 40.000, îți dau amendă 40.000, mamă, 40.000, eu nu mai mă interesa că am lipsit, că mă împușc, că ce aveam. Păi cum să-mi iei atâția bani? Păi mai bine nu mai veneam. Ce, băi, taci. Ți vei lua din prime. În Champions League, ți vei lua din prime. Te duci sus și nu scoți o vorbă. Și dacă te ceartă, taci. A sunat cineva de sus, că nu suna el, știi? Da, da, da. Să vină Marian.
M-am dus sus, era o bază. Nu știu dacă ai fost vreodată acolo. Nu, dar am văzut reportaje deci de acolo. Deci nu e nici astăzi. Când văd baza, na, face foarte multe Gigi Becali, dar când văd baza de la Shakhtar din anii 2000 și cu baza de aici, care la nivelul nostru este wow, vorbesc de FCSB, da, când spun, mamă, au băgat foarte mulți bani și văd ce era acolo, îmi dau seama că de-aia au și reușit. Păi, rezultatele lui Shakhtar după aia. De-aia au și reușit, dacă nu era război, erau tot la nivelul ăla. Și mă cheamă și țin minte și acum și toată viața o să țin minte cum era ora 9-10 și când vorbea, gesticula și băteau pietrele alea, mi-a trăgea atenția ceasul, știi? Și îmi spune, nu vei lua bani, 40.000 amendă și odată dacă mai faci la echipa a doua și acolo mor până la finalul contractului. Și îmi spune, vreau să știu părerea ta. Doar el vorbea. Și atunci i-am spus, îmi cer scuze, vă promit cât voi fi aici, eu nu voi avea nicio greșeală și îmi voi găsi loc în echipă să fiu titular. Toate astea le-am făcut. N-am mai greșit o secundă. La final, după tur, m-a chemat, mi-a dat toți banii înapoi, deși eu îi luasem din prime de la antrenor. Da. Că îmi dubla. Azi dădea prima dublă. Da, da. Îmi dubla mereu, îmi băga 10.000, 5.000, 7.000, uh-huh, până mi-a dat suma. Dar mi-a dat și el banii din salariu că mi-o prea, mi-a dat înapoi. Da. În 6 luni mi-a dat bani. M-a chemat și a zis, pentru că te-ai ținut de promisiune, ia-ți banii înapoi. N-am mai greșit până la final. Am luat campionatul, am fost un pion important în câștigarea campionatului, în primul campionat câștigat și mă bucur că am văzut un interviu al lui în care spune am câștigat atâtea cu Shakhtar, dar nu se compară nimic cu primul campionat câștigat. Primul, satisfacția, da, a zis, este cea mai mare satisfacție că nu luasem nimic. Păi s-o bați atunci pe Dinamo Kiev în lupta la titlu? Și un an în urmă, în ultima etapă, am pierdut campionatul acasă 0-0. Da. Deci a fost o dezamăgire totală. Dar cum a fost după titlul ăla? Adică mă gândesc nebunie. Că... Nebunie în oraș. Haos total, nu? Da. Eu n-am crezut, nici nu vizualizam, nici nu... Am zis că luăm campionatul, că e ceva normal. Păi cum primul din istorie? Am jucat în deplasare, 0-0 la pauză, Dinamo Kiev au venit cu banca, așa făceau, știi? Se bloca una pe alta, acum... Se dădeau prime la adversare. Și-au dat aia viața, Ușgorod, dacă nu mă înșel, am jucat, erau aproape de noi, de România, la Grean. Și am jucat cu ei 0-0 până prin minutul 70. I-am bătut. Și, fericire pe teren acolo, doar noi. Eu i-a dezamăgit că nu-și luase primele Dinamo Kiev. Se dădeau 1,5 milioane, 2 milioane, pe într-un punct. Așa erau banii. Și când am ajuns la amaterizat, că Shakhtar aveau de atunci, aveau avionul lor privat. Shakhtar a avut avionul lor. Eu aveam locul meu, fiecare știa unde... Adică eram în avion ca și acasă. Am aterizat și când mi-am dat seama că tot orașul nu puteai să treci. Televiziune, live. De la aeroport ne-am luat pe fiecare, am vorbit fiecare. Deci atunci mi-am dat seama ce nebunie. Ne-a primit Ahmetov. Deci... La aeroport, cred că au fost 10.000. 10.000 și în oraș, crede-mă, 400-500.000. Da. Cât ați avut primă de titlu? Păi noi atunci am jucat așa. Aveam 500.000 și în ultimele... Stai, mă, de jucător? Da. Și în ultimele 5 partii de a zis că împart banii, 100.000 de meci și nu mai conta dacă a zis, aveți 100.000. Împart banii de... Da, da, pe fiecare meci în parte să fie sigur. Nu, a zis și dacă ați pierdut asta, dacă câștigați 3 și ați pierdut campionatul. Tot luați 500.000. Nu, luam 100.000 după fiecare meci. Fiecare meci finală. Și chiar dacă la final ați fi pierdut titlul, rămâneați cu banii. Banii aia oricum erau dați. Da, corect. Și cum este primul 100.000 pe meci? Eu, astăzi mi se pare ceva incredibil, dar atunci mie... Crede că e normal? Da.
Dar eu îți spun, întreabă-l pe Marica, întreabă-l pe Stoican, pe Raț, pe Florea. Era o normalitate. Adică atât de mulți bani erau acolo. Și gândește-te că Raț a prins alte sume. Da? Gândește-te pe ce bani a jucat Raț. Când eu am plecat singur de la Shakhtar. Stai că te întreb, stai. Și jucam pe 100 de mii, am jucat calificare în Champions 100 de mii. Țin minte cu Lazio pe Olimpico 1-0 pentru noi la pauză, 100 de mii. Am avut banii la pauză și după meci 5-1 ne-au bătut. Adică la nivelul ăla orice greșeală te costa. Da. Știi, am avut corner noi și pe contraatac era Lopez 1-1. Da. Te costa. Venea Duba cu bani la antrenamente la voi? Da. Așa era, nu? Da. Ce vremuri, mă. Deci era Savu. Și Savu... Cum era el cu Bentis, așa mai... Era frumușel, aranjat, știi? Și tot timpul avea o relație cu... Era unul care dădea banii la echipă, știi? A, era... Fost fotbalist, nu? Fost fotbalist. Contabilul șef, să zicem. Da, era ăla care desemnat, părțea. El era omul de încredere pe bani. Și tot timpul întreba... Marian i-a întrebat pe Savu, că Savu nu știa rusă. Îi plac banii? Și el, da. Tot timpul se spune că îmi plac. Și când dădea miros, ai văzut că dolarul miroase. Avea un miros specific al lui și l-are. Și avea un... briceac mic așa și venea cu bani puși și când dădea cu ăla așa pa, și făcea cum e, mai vreți în România? Niciodată. Eu am greșit, am făcut greșeli că trebuia să stau acolo, gândește-te că... Bă, dar cum decizi tu să pleci de la... Cea mai mare greșeală. Și actior când... Nu e și actior știi ce mă abia bucur? Se lansa da. Către ce avea da, să devină. Tu... Eram pe val. Da, asta zic, adică situația eram ta pe acolo, val, relația ta cu Ahmetov, bani, nu mai zic de bani. Banii că nu erau ultima problemă acolo. Păi banii erau ultima problemă. În... Cine a jucat acolo? Eu știu ce mă bucur, că am martori. Când Ahmetov mă ținea pe teren și ei plecau de la antrenament și mă așteptau la cafenea. Daniel Chiriță. Păi și de ce te ținea pe teren? Să mă convingă să rămân la Shakhtar. A, când l-ai anunțat că vrei să pleci. Am semnat cu Steaua. Cu în ultimele 6 luni. Așa. Și mi-a zis, tu mă minți? Tu... Adică nu-i venea să cred. Nu, a zis, nu, tu sigur, pentru că eu mă înțelesesem cu el. Și îmi zice, zi-mi ce bani vrei, nu te mai juca. Când adică puteai bani? Să zici, ziceai un milion. Am avut un milion. Ți-a dat un milion să rămâi. La semnătură. Da, și n-am acceptat. Și mi-a zis, acest schelet se face pe tine și Timoșciuc. Voi doi te să rămân, ne-a chemat pe amândoi. Timoșciuc semnează și eu plec acasă. Și eu vreau să-i vând mașina lui Timoșciuc. Și el îmi zice, n-am banii tăi. Și el are 100 de milioane de euro. Da? Ca să vezi, și îmi spune Marian, eu n-am banii tăi. Vreau mașina ta, dar nu pot să-ți iau. Și el semnează și se duce. Așa, și eu mă întorc cu sufletul spre Steaua, că dacă eu rămân la Shakhtar, spun sigur că eu nu mai plec de acolo. Păi, sincer, nu cred că mai plecai, nu? Nu mai mă dădea și dacă venea cel mai mare antrenor să mă gonească, Ahmetov nu mai... Ahmetov m-a iubit. Gândește că m-am întâlnit cu el după ce am venit la Metalurg. Așa că ai avut un sezon da. Și la Metalurg, Donez, da? Da, și la Metalurg când... Chiar, cum a fost reîntâlnirea? Păi la Metalurg când au vrut să mă ia, au cerut acordul lui Ahmetov. Opa, da? Da. Să nu deranjeze. Pentru că eu am plecat în perioada aia, adică am plecat certat, așa au zis da. Ei. Și rivala din oraș și nu știu nu, ce. Nu, ascultau de... Metalurg era echipa practic adică a doua orașului, dar el era șeful, da. Și dacă Ahmetov zicea nu mai vreau să-l văd în oraș, nu venea. Eu n-aveam nicio șansă. Au cerut acordul lui, da. Și când m-am văzut cu el că avea hotel în oraș, în centru, am văzut paza lui că era da. Ca la... Președinte. Da. Maru. Ce? Păi dacă vrei să intri la... În primăverie aici intri, la el nu intra în hotel. Și era înconjurat cu pază, na, căști cu toți băieții, m-au văzut băieții, am intrat, era la cafenea, la pian, ții minte, și când m-au văzut,
s-a ridicat, m-am pupat cu el și am zis că vreau să vorbesc cu el. Și am zis că am făcut cea mai mare greșeală. Când i-am zis nu, este regretul vieții. Știu ce a făcut pentru mine și am dat cu piciorul la tot parcursul care puteam să-l am lângă el. Și îi mulțumesc că m-a acceptat să vin și a dat acordul să vin, că știam de la club, da. Și a dat acordul să vin în oraș și zic că asta e viața. Știi, și am rămas, mă vedeam mereu. Mereu mă vedeam. Nu oricine avea ocazia să vorbească cu el. Eu aveam ocazia frecvent. Dacă venea un jucător român, eu eram întrebat. Te suna și te întreba, ha? Nu, era la stadion. Ah. El era la toate antrenamentele aproape, da. Și mă lua, Marian, hai să vorbim. Și mă întreba, cum e ăla? Cum e ăla? Îl luăm sau nu luăm? Pentru că Giovanni și Victor veneau cu jucători. Da. Dar crede-mă că a ținut cont foarte mult de mine. Pițurcă te face să vii la Steaua? Sau... Steaua. A, faptul face. Că ție ți-a rămas Steaua, de mic, da, în cap, că bă, trebuie meu, să joc și eu în Ghengea, nu? Știi că visul ăla de la mini-fotbal m-a urmărit până am îmbrăcat tricoul echipei mari să joc pe stadionul ăla? Ăsta a fost visul meu. Deci eu, mulți poate spun, bă, ăsta e nebun. Nu, a fost un vis care m-am focalizat și cu orice preț, și prețul financiar și... Poate situația mea era alta, mă refer pe plan fotbalistic, da. Am făcut un pas înapoi, că atunci, crede-mă, era pas înapoi. Eu deja, păi și actorul, te gândești financiar. Nu, și actorul, nu, și actorul deja juca în Liga Campionilor. Era. Deja intrasem necunoscuse, jucasem cu Arsenal, cu Lazio, cu... Erau niște meciuri, deja și începuse să audă de și actor. Și am venit către Steaua un an în care nu jucau nicio cupă europeană. Nu, în primul an n-au jucat nicăieri. Și gândește că am venit, că exact ce ai zis tu mai devreme, ai avut cel mai mare contract. Da, 200.000. Ai fost cel mai bine plătit fotbalist, da, din România, 200.000, dar comparabil cu... Dar eu aveam 1.000.000 la semnătură. Și uite, meme, dacă își mai aduce aminte, a venit directorul sportiv, a venit cu Nevio Scala... Așa, Nevio Scala, antrenorul cu care ați luat titlul. Da. Așa, și a venit în țară și m-am dus cu Giovanni. L-am luat pe Nevio Scala. Că a venit tot așa, cu avion privat. Erau la alt nivel. Să vadă Dinamo, știi că au jucat cu Dinamo. Da, da. De a da. Scos Dinamo da, atunci, dar... Da. Nu știu cum i-a scos nici acum. Dar și Dinamo aveau jucători, dar nu cred că îi băteau... S-a întâmplat ceva acolo. Așa. Și a venit directorul sportiv la... Avea Seven, Hotel Seven Pușcaș, dacă mai știi. Așa. Era un hotel pe Dacia, pe acolo, și era și meme cu mine. Și mi-au zis atunci, semnează să-ți iei salariu, dar eu vreau să semnez ca să mă... Și mi-a semnează, uite, avem bani și la noi și ultimul salariu, bine, ultimul salariu, că eu nu mai eram la ei, dar da. Și ce semnează și... revin înapoi și îți iei banii care îi vrei tu, vorbește acum cu Ahmedov. Și meme, nu știu dacă își mai aduce aminte, îmi zicea, nu semna nimic. Nu semna nimic, ăștia vor să dea salariu, dar de fapt semnezi un nou contract cu ei. Și n-am semnat. Și am regretat, dar tu știi că m-au sunat. Neapiții mi-a zis atunci, în perioada, bă, mi-a fost frică că semnez cu ei, că n-aveam ce să facem, pentru că ei înregistrau contractul ca și cum e o prelungire a lor și noi practic am semnat cu da. Tine când erai sub contract. Asta am avut emoții. Și n-am semnat, deși mă suna și îmi spunea, du-te în vacanță, ia-ți 2 luni. Relaxează-te. Relaxează-te. Gândește-te bine. Da. Dacă vrei să trimitem banii, fără să semnez. Și eu făceam, nu, că vreau să stau în țară, că naște soția, că nu mai vrea soția. Povești românești de ale noastre, da? Care eu trebuia să mă duc acolo, să-mi semnez noul contract, să-mi iau 1.000.000 la semnătură. Deci în Liga Campionilor. Eram iubit acolo. Păi uite, m-am întâlnit cu Sârna. Și el, Sârna, na, el a rămas istoria acolo. Da, 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 da. Știi cum îmi zicea, nu? Că eram la Metal și zicea, o, legendă, uite pe legenda, legenda și actorului, pentru că el știa de mine și după aia ne-am împrietenit când am fost la... Adică eu am fost înaintea lui, eu dacă stăteam acolo, da.
Crede-mă că aveam alt parcurs, că eu știu ce relație am avut cu Ahmetov. N-a existat să-i cer ceva, să nu-mi dea. Și Vila Steaua, ți-au fost îndeplinite așteptările de mic copil? Da, da. Pentru că în primul an am ieșit cel mai bun jucător din campionat. Și a fost o satisfacție. Da, tu când ai venit sau când te-ai înțeles cu Steaua, era Pițurca, dar după aia a plecat, nu? Tu, primul sezon al tău a fost cu Olăroiu? Ceva de genul? Primul sezon, că Oli a stat primele etape, după care vine Piții. Ah, se întoarce Piții, că așa a fost, da, nu? Nu. Tu... nu, a stat primele 5-6 etape Oli, 7, eu am avut o relație ok cu, adică eu n-am fost genul... Eu am venit pentru Steaua și automat am avut o relație specială cu Piții, că cu el am semnat, da? Și atunci el mi-a zis, nu te panica, că eu oricum rămân în club, conduc. Am zis, nu știu, înțelegeam. Da, și dacă tot am venit, aveam atunci, erau, și am văzut de gringolada de la club, când vorbeau băieții că nu se dau banii. Și vorbeau de 6 luni, de ședințe. A fost așa un șoc, a? Da, ședințe, pentru că atunci nu era Gigi în totalitate, era Păunescu. Da, și da, era perioada aia de... Țin minte că am fost odată la Inter și să discutăm de bani. Ei, că eu eram la început, eu n-aveam nicio treabă, adică era prima... Da. Că aveam o lună la Steaua și mi-am dat seama câte probleme sunt, că ăștia vorbeau de bani și zice, bă, am plecat de aici și bine că am mâncat. Ne-a dat o masă, știi? Pă pune, așa. Da, și... Asta 2002, cam așa. Da, în 2002. Și când auzeam că nu se dau și că primele sunt 1000 de euro, punctul, și mai veneam Miu prin cameră, mai auzeam pe Martin Tudor, mai auzeam pe unul altul și zicea, du-te bă înapoi, bă, unde ai venit, mă, du-te mă înapoi, mă. Și ei ar fi dat orice să fie unde eram eu. Păi tu îți dai seama? Și eu eram așa, zic, am bani, plec de aici mai departe. După aia mi-am dat seama, zic, bă, am greșit. Dar știi când? După un an mi-am dat seama că, da, că am făcut o mare presă. Când am văzut evoluția lor și unde am fost și ce bani... Adică eu mă mulțumeam cu 200.000, care 200.000 puteam să iau în 3 meciuri. Gândește-te că în primul tur la Steaua, eu și Oprița am luat undeva la 5.000 de euro toate meciurile jucate. Era 300 puncturi și era jumate, acum cu jumate la final, și am luat 5.000. Știi? Îți dai seama? Adică ce păi diferență? Câte meciuri. Și da, am ai luat 100 de euro pe un meci. Și acolo, da, luam... Noi când aveam prime normale, erau... Primele normale erau 5 cu 10. Ia-o-s. Niciodată n-am luat 5. 7, 8, 9, 10. Afară 10, 15. Deci tot timpul se suplimenta. Venea prietenul lui Ahmetov, mai dădea 100.000, împărțeam un vestiar. Așa se făcea. Venea guvernatorul, că știi și tu că imediat după cine a condus Ucraina. Da. Ei au condus-o, da? Și veneau 100.000. Ce era ca să-l bagi în seamă, să fii pe lângă Ahmetov, da? Toți miliardarii Ucrainei. Era el fascinat că iubea fotbalul și veneau și ei și dădeau 200.000. Și noi îi împărțeam pe aia în vestiară. Erau pe lângă primă. Da. Veneau, pa, pa, pa. Da, mă, bine, tu erai și liniștit că aveai bani. Adică strânsesei bani și... Strânsesem niște bani și mi se părea că toată lumea, gata, de aici nu mai e. Și dacă mă las, dar nu mă gândeam să mă las. Zic, aveam viața asigurată. Da, dar îți dai seama că... Nu, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. 100 de mii de euro, 100 de milioane de euro. Da. Cu Piții cum ai avut Eu am avut o relație nu bună, foarte bună, pentru că am crescut sub ochii lui de mic. Da. Mi-am permis să mai răspund așa, dar nu în față, prin spate sau prin presă, că aveam un respect și l-am în continuare pentru el. Și nici el nu, că îl știm cu toții, că e un tip răzbunător era, da? Să știi că la mine a avut momente când s-a supărat, dar niciodată să-mi facă rău. Adică m-a iubit așa în felul lui, cum era el mai dur, m-a protejat. Adică dacă a avut episoade cu alți jucători care au greșit out, la mine nu făcea lucrul ăsta. A încercat să mă pedepsească un meci, două,
Când îmi zicea Aliuță, știam că am făcut ceva. A, da, când toată echipa, toți știam. Când nu mai erai Marian. Când zicea Mariene, mă întorceam la băieți, sunt bine. Știi? Când zicea Aliuță, zic, mamă, am făcut ceva. Când l-auzeam Aliuță, și băieții știau. Mamă, e gras. Neagă îmi făcea. E gras, ai comis-o iar, dacă ți-a să Aliuță. Când zicea Mariene, știam, gata, joc și titular, nu are nimic cu mine. Când îl supăram, bă, da, avea dreptate. Dacă aș da timp înapoi acum și mă gândesc, bă, că, uite, astăzi mă chinui, mult spus, te chinui, te duci la notariat, încerci să faci un business, te chinui pentru niște bani. Da. Te gândești că ăsta e jobul unui fotbalist. Băi, ăsta e jobul, da? Trebuie să fii acolo, trebuie să faci program, odihnă, din asta trăiești. Și e perioadă scurtă. Și eu vedeam, mamă, cât ne ține asta în cantonament, ne-a zăpăcit, abia așteptam să ies, ies pe afară, să-mi iau o mașină, să merg cu gagici, să te vadă lumea. Mentalitatea, educația, da. Să știi că educația contează foarte mult, de aia ăștia afară le pun personal trainer, oameni care să aibă grijă de că și Messi, mental coach și... Și Messi vine din Argentina, tot o mentalitate similară ca a noastră, da? Da, da, da. Dar a venit de mic la un club mare și educația și oameni de lângă l-au făcut să fie cine este. Poate și el, dacă juca în Argentina și venea prin România cu tot talentul lui, poate se pierdea. Nu? Dar a ajuns la un club, adică contează unde ajungi și cine are grijă de tine. La noi asta a lipsit. Uite, Chivu a fost, a plecat de mic și a ajuns la Ajax, l-au educat, i-au arătat ce înseamnă. Gândește-te cum era el la Craiova și dacă ar fi stat până la 24-25 de ani la Craiova, era același lucru, o normalitate în România, adică nu te învăța nimeni cum să te antrenezi, cum să mănânci după odihnă. Asta le făceai singur. Și cine se odihnea? Niciunul. Îți spun că toți fotbalistul român, de-aia și Mutu, la cât de mare a fost, a făcut greșeli. Te gândești, Mutu, băi, a jucat, a dat 100 de goluri în Italia. Seria, nu îi poate lua nimeni. Da. Da, ce a fost al lui. E cel mai bun marcător din istoria națională, alături de Hagi, adică are niște... Nu îi poate lua nimeni și gândește că a avut suspendări, a avut probleme. Câte mai dădea? Eu cred că putea să dea mult mai mult. Adică tupeul lui, personalitatea lui, nu știu dacă a avut-o vreun fotbalist român. Eu, din punctul meu de vedere, eu nu cred că a avut-o cineva. Dar el, dacă era și pe lângă tupeul care l-avea, că ziceai că e sârb, că sârbii au chestia asta. Dacă avea și seriozitate, unde era Mutu? Dar unde erai tu, Mariene? Și eu eram mai sus. Cu siguranță, dacă aveam mai multă seriozitate și aveam mai multă grijă de partea asta după antrenament, cu siguranță și deciziile. Adică dacă ajungi undeva, de ce te întorci? Să o iei de la început. Adică aici am greșit și eu. Mentalitatea. Cum era vestiarul Stelei? Că în perioada aia se formează și celebra triplă Aliuță Neaga Pitu. Da, da, cu frații mei. Voi, și acum am aceeași relație cu ei, cel mai nebun Pitu. Pitan. Deci Pitu era sufletul vestiarului. Pitu avea șmecheria asta de Constanța, știi? Și se ducea, de exemplu, dacă îți dau un exemplu mic, avea o pereche de ghete, știi? O băga în picior, mamă, asta e cea mai tare gheată. Dacă se ducea la altul, asta e, nu? Și în meci, știi, ți-am zis cu Rapid, nu știi cu Rapid, nu? Nu. A jucat cu Rapid pe național și tot o lua, eram în 10 oameni, aveam și întindere, paraschiv întindere și o pubalgie. Și 1-0-0. Și tot lua mingea, pa, contraatac. Eu cu pubalgie, ăla cu întindere, am jucat în 10 cu roșu. Și ne chinuiam și l-am înjurat. Și dă gol. Și vine la mine, pac, cum face, băi, taci din gură, nu mai dăm la fraierii ăștia. Fraierii erau jucători. Nu mai dăm la fraieri, numai noi doi, un doi. Băi, cine îți dai seama? Băi, joacă-mă simplu, nu mai vă lua de nebun. Zic, joacă simplu că ne omori. Luni, la antrenament,
le zic, la, îți dai seama, la recuperare, bă, pitul ăsta e nebun, mă zic, eu nu mai puteam, ăsta cu ruptură, eu cu pubalgie 40 de grade, numai pe noi și în 10. Și zic, uite ce îmi spune după ce dă gol. Ce să nu mai dau la, să nu vă mai dau voi fraierii, numai noi doi, lasă-i pe ăștia, că noi doi știm. Ce crezi, la jumătate de echipă, spusese același lucru. Asta era pitul. Știi? Da, avea, da, era fotbalist bun. Uite, și lui i-a lipsit calități mari. I-a lipsit seriozitate. Dar cum vă gestiona Pițurcă, mă? Cum gestiona Pițurcă? Da, că era complicat, deci, cu voi, nu? Adică, nu mă gândesc. Complicat, nu era complicat, no? Că la Piți disciplina era disciplina. Că da? Țipai, dar țipai prin spate să n-audă, nici tu n-auzei când te supărai, știi? Nu, la Piți a fost disciplină 100%, antrenamentele 100%, alimentație bună, se bătea pentru bani. Să știi că se bătea pentru banii voștri, da, să primiți. Tecetate făcea praf după un meci în vestiar, dar n-auzea impresă. Era adică un antrenor care se dedica 100% și venea dimineața și pleca seara. Că avea el chestia asta cu să te țină mult acolo, eu astăzi aș da orice să mă ții, să am vârsta, da, să am 20 de ani să stau numai la stadion. Crede-m că mi-aș dori. Adică sunt lucruri care nu le vei mai avea niciodată. Bă, să joci e cea mai mare satisfacție, să fii fotbalist, cum am fost noi, da? Și îți dai seama că, na, și generațiile astea să înțeleagă, băi, se duce imediat fotbalul. Trage acum cât poți, antrenează-te. Acum au mai mult acces la informația asta care noi nu aveam, iar noi aveam ziare. Da. Astăzi vezi cum se antrenează Messi, Ronaldo, toți marii fotbaliști și sunt niște exemple. Înainte citeai ziarul. Deci ei pot evolua mult mai mult și să profite de informația asta care o au. Bă, antrenează-te, dă maxim, pentru că te va răsplăti și fotbalul. Tu prinzi și cum ar fi venirea lui Gigi Becali la Steaua, nu? Da, da, pe era. El oricum era în El era, dar gen când o preia, domne. 2003, cam acolo. Iarnă. Da, devine patron. Devine patron, patron, da. Patron. Atunci semnăm noi cu de pe societate pe alta. Da. Și devenim jucătorii lui. Cum era Gigi în perioada aia și înainte? Că, adică venea în vestiar așa, da, la voi și, da, și tot pe timp, atunci? Tot timpul. Cu Piții antrenor. Da, dar nu avea așa acces la ce mod să facă el echipa, nu existau lucrurile astea. Cu Piții, nu? Nu, nu. A existat. Și toți știu care au fost în perioada aia, nu. Piții era șef peste toți șefii. Nu conta că e Gigi Becali și aduce banii, ei erau prieteni foarte buni, dar el conducea tot clubul ăla. Tot ce însemna secția fotbal, conducea Pițurcă. Unul singur era, Gigi. Tu ce ai de făcut? Aduci banii? Stai, tată, deoparte. Ăsta era Piții. Dar putea să stai deoparte? Venea la voi investi. Nu, venea, dar Piții fiind un om mai, adică cerea 100% de la tine, nu vrea să intre în, să fie părtaș la glumele care le făcea Gigi. A, el pentru era că să nu ia din seriosul, da. N-avea. Și atunci ce făcea? Pleca el și zicea, nu stau să aud glumele tale pe aici, să-i faci pe ăștia să râdă. Se ducea înapoi în birou, venea peste 10, 15, 20 de minute și zicea, hai Gigi, lasă-ne că avem treabă, tu du-te, adu bani, fă-ți treaba, lasă băieții, hai, la revedere. Dar erau prieteni foarte buni și se respectau, s-au respectat cât a fost în perioada aia. După care, na, lucrurile s-au schimbat. Da. Dar ăsta era Gigi. Venea, glumea, ieșea cu noi la cafenele, ieșeam pe dorobanții, mă suna. Da, era altfel față de cea. Bine, acum și vârsta, că nici eu nu mai sunt, nu mai merg la cafenele și n-am vârsta lui. M-am apropiat și eu de Dumnezeu cum și el este apropiat de Dumnezeu și nu cred că am făcut un lucru rău, nici eu, nici el. Și când îl văd că acum, na, o iau pe partea asta, eu mă bucur că el este pe partea asta apropiat. Este, eu, din punctul meu de vedere, este pocăit. Că pocăința este în creștinism. Nu spune că dacă te duci la penticostal, te-ai pocăit și în ortodoxie nu există. Nu, pocăința este peste tot.
Iar eu îl văd un om pocăit care a renunțat la multe vicii, se luptă și el, că mai are și el de luptat, cum și eu și toți. Și eu știu că la final Dumnezeu ne va da binecuvântare, să dea Dumnezeu să-ți dea și ție și familiei tale. Doamnește. Pentru că singura cale nu sunt banii, nu fotbalul, nu este relația care o ai cu Iisus. Dacă ai o relație bună cu Iisus, nu e glumă, nu e, eu vorbesc foarte serios și numai este, ești cel mai binecuvântat să înțelegi ce vrea de la tine. Dacă ai înțeles bine mesajul lui când spune să te apropii de el, câștigi lumea. Dar nu trebuie să câștigi lumea, câștigi raiul. Pentru că până la urmă tot ce facem aici, fotbal, afaceri, rămân aici. Da. Contează ce acumulezi tu în relația unul la unul cu Hristos. Și eu mă bucur că el face multe lucruri, dar îl văd și pe el cum și eu am păcate și tu. Îl văd, uite, l-am văzut acum, gata, pregătesc șampania, văd. A ei mândria, care el știe ce înseamnă mândria. Artificii. Nu, dar el știe ce înseamnă mândria. Știi, în ochii lui Dumnezeu. Da, mândrie, trufie, da. Unul din marile păcate care Dumnezeu nu-i place. Bă, dar știi cum e, până la urmă, omul e într-un fel, e complicat să se schimbe total. Nu, luptă și luptă. El, să știi că luptă. Ba da, luptă, se oprește, iar mai e firea omenească. Asta. Dar de când ai luat decizia asta, ai avut vreo discuție cu el, apropo, sau vreo întâlnire? Nu pentru, sau că, pe... nu, pentru că până să mă botez am fost de el, că am avut, adică am vrut să iau un teren de la el, dar nu m-am văzut, dar eu știu că el vede chestia asta ca o sectă. Ah, ok. Știi, și nu vreau să intru, că am argumente și el le are în ortodoxie care nu bate. Adică eu aș vorbi cu unul care este ortodox, cine speță și cu el, nu pe ceartă, că până la urmă ne luptăm pentru a câștiga amândoi împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are toate căile lui. Pe Scriptură, nu pe ce crezi tu și pe ce cred eu. Adică nu jignesc pe nimeni aici, poate mulți vor da în mine. De ce? Pentru că în ortodoxie se merge foarte mult pe tradiții. Foarte mult pe tradiții. Ce înseamnă ouăle roșii? Unde spune? Asta e o tradiție, da? Care merge mai departe? Sau ce înseamnă când la mort opreai mașina, că na, cu toții știm pe la țară, da? Și arunca familia banul pe spate și prin că soacră își plătește vămile, îi lași bani. Unde scrie? Care voim și că trebuie să-i lași bani, să-i pui bani și să... sau pomană. În Biblie spune clar că cei ce dați de pomană morților este o înșelătorie a diavolului, în care dați de fapt de pomană, mâncarea se duce, este închinată dracilor. Omul nu știe. Cel ce a murit nu mai mănâncă, are trup de slavă. Ce ar însemna un om al străzii care moare și n-are pe nimeni și îl îngroapă și nu știe nimeni unde este, ăla ce mai mănâncă, că nu-i împarte nimeni? Ăla moare de foame? Că acolo e viață veșnică. Aici se termină o perioadă. Moare corpul, dar sufletul niciodată. Nu, e simplu. Trebuie să-i împart pat la un an. Că n-are cel ce a murit, n-are pat. Unde scrie în Biblie? Să-mi arate cineva că spune în Biblie te se dai pat, scaun, mâncare, că lui îi plăcea să mănânce. Dă-i și droguri, că a spus un preot. Dă-i și droguri, că îi plăcea. Dă-i țigări, dă-i să bea. Adică de ce nu facem și lucrurile astea? Ai renunțat la toate viciile? Viciile mele nu erau mari, că eu nu beau. Plac cluburi foarte... Erau pe partea asta cu femeile, care să știi că Dumnezeu te... Când îi ceri, i-am zis, eu așa am început, zic, Doamne, știi că aici am, na, e viciul meu, da, e o boală. Nu mă pot schimba, schimbă-mă tu, uite, eu îmi dau sufletul și trupul ăsta păcătos, da, îl lasă mâinile tale și schimbă-mă tu că tu poți. Eu mă încredințez ție cu totul. Și te schimbă mâinile? Da, da? Dar să știi că te schimbă, nu-ți dai seama. Și zici, bă, dar eu nu cred că puteam să fac lucrul ăsta. Adică să spui, bă, nu mai. Nu, mi-am dat seama că eu, uite, spun, înainte să mă botez cu, nu știu, 2 ani,
înainte de botez, am mers cu cineva. Tot nu mai eram la fel. Și zic, bă, de la ce făceam, am mers. M-am dus, martor mie Dumnezeu și nu mie, m-am dus, mi-am făcut, după ce am făcut păcatul ăsta, că e un păcat de moarte, m-am dus să-mi făceam duș, care înainte mi se părea o mare șmecherie. Mamă, ce șmeche sunt eu, ce am făcut, știi, m-am luat-o și pe aia și pe... Și stăteam așa sub duș și zic, mamă, Doamne, zic, nu mai vreau să fiu niciodată în situația asta. Mi-era scârbă de mine. Îți creează, încep să conștientizezi păcatul și nu mai ești tu, nu mai ești. Deci eu, ce am făcut atunci, nu mai eram eu. Eram, făceam înfrânat tot ce făceam înainte, care vedeai păcatul, ți se părea, e dulce păcatul. Știi? Și atunci mi-am dat seama că nu mai, nu-mi trebuie. Ăla a fost finalul care pe mine m-a făcut să îmi dau seama că am tot ce vreau. La ce mod? Spiritual. Da. Am o familie, am o soție, ne înțelegem bine. Pentru ce mi-ar mai trebui mie lucrurile care diavolul ți le dă să rămâi în păcat? Ca tu să n-ai parte de mântuire, să n-ai parte de Dumnezeu, să nu... Cum e drogul? Drogurile astea, oamenii vor să scape de ele și nu pot. Pentru că diavolul îți dă ceea ce ai tu nevoie, ce-ți place. La unul băutură, la unul bani, că sunt și oameni care sunt bolnavi de bani și nu e rău să ai bani. Dar dacă poți să ajuți, dacă poți să ajuți și să faci ceva, că Dumnezeu nu spune, Doamne, că mulți, când m-am botezat, îmi spune unul, băi, vindeți mașina dacă ești pocăit. Păi, dar Dumnezeu n-a spus asta, mă. Dumnezeu nu înseamnă că vrea doar pe cel sărac. Vrea să fii bogat. Și dacă ajuți cum e Gigi Becali și ajuți cu inima, aia înseamnă bogăție. Bogat nu înseamnă sărac și bogat, că poți să fii bogat și în suflet să fii sărac și poți să fii sărac și în suflet bogat. Adică până la urmă bogăție e în duh, în sufletul tău. Și dacă tu faci din nimic ajuți pe cineva, clar Dumnezeu vede. Nu trebuie să dai milioane de euro doar de dragul de a le da și tu să faci păcate și să spui, da, Doamne, dar eu am plătit 10 milioane de euro, dar pot să fac ce vreau. Aia înseamnă că slujești la doi stăpâni. Iar Dumnezeu nu urăște asta și lui Mamona și lui. Zim că ai jucat în Ghincea. Cine este Steaua pentru tine? FCSB sau CSEA? Eu am avut discuțiile astea și cu cei de la CSEA. Da. Și cu cei de la FCSB. Pentru mine și cei suporteri de la CSEA și FCSB reprezintă același club. Doar că este ca într-o relație. Unul ia un copil, sunt doi copii, unul ia într-o parte, unul într-o parte. Tot la fel îi cheamă. Iar continuarea stelei care a fost din 86 este la Gigi Becali. Pentru că Steaua n-a dispărut niciodată. O singură șansă aveau ei dacă se investeau bani când au dat drumul. CSEA-ul. Da, CSEA-ul, promovau. Mai mult ca sigur aduceau oamenii înapoi. Până la brand-ul te duce înapoi, da? Steaua se regăsește în Ghencea. Dar atâta timp cât tu ai stat acolo și n-ai vrut să faci nimic... Fără performanțe, greu să aduci doar că sunt masă mare de suporteri. 20.000 de suporteri care vin la meci doar dacă este un derby. Mie îmi pare rău și de aia, că și aia m-au înjurat. Au făcut că sunt țin cu Gigi Becali. N-am nicio treabă cu Gigi. Gigi nu-mi dă mie să mănânc. Am fost să iau un teren. Nu m-am înțeles cu el. Nu te-ai înțeles cu el? Nu. Nu m-am înțeles. Da. Asta ce-ar fi însemnat? Să dau un om? Sau eu că am plecat pe scandal de la Steaua? Ar fi apropo, chiar, dar tu cu cine te cerți? Cu meme sau când pleci de la Steaua? Acolo a fost o chestie în care m-am certat și cu meme și cu Gigi. De ce? De faptul că eu am zis că îmi pare rău de Piții, că pleacă de la Steaua și că eram de partea lui. El m-a adus. Dar nu eram... Era o modalitate când am dat mesajul ăla
care am spus, sper să ne mai revedem, că mi-a fost antrenor, n-am făcut ceva, adică... Ai dat un mesaj greșit, da. ai greșit destinatarul, da, să zic, voi să-i dai un mesaj lui Piții și... Și am dat lui Victor Becali. Lui Victor Becali. Da, dar, și Victor spune că n-am zis nimic, adică n-am genul să... Asta a fost vreun mesaj? Nu, din nu, îmi pare rău că ați plecat și sper. Așa, și de ce un mesaj din asta strică o relație? Și atunci Gigi a văzut lucrurile, că țin cu Piții, că el e în conflict cu Gigi, cu Piții și că eu aș fi de partea lui. Nu, eu am zis că îmi pare rău că mi-a fost antrenor și sper să ne revedem în altă parte, ceea ce ne-am și văzut la echipa națională. Da. Dar asta nu înseamnă că eu am dat un mesaj în care am spus, vezi că a zis Piții, Gigi ceva de tine și meme e nu știu cum sau... Nu, n-aveam treabă, că eu nu eram genul care să mă periez pe cineva și să bag pe altcineva. Nu, eu dacă aveam ceva de zis, spuneam. Și de aici, dar eu uite astăzi cu meme, vorbesc normal, nici n-am mai deschis de subiectul ăla, ne-am împăcat de mult. Cu Gigi am fost la palat, puteam să fiu un om dușmănos, ranchiunos, da? Și acum oricum nu-mi permite creștinismul și iubirea de Dumnezeu, dar înainte de asta, care să spun FCSB nu este au. Și să mă dau pe partea cealaltă, nu, am fost corect, m-am certat cu Gigi, am plecat de la Steaua pentru că eu cu el am avut conflict, cu oamenii lui. Dar am zis, că eu zic, ești sclav, îți dă la să mănânci. Mie nu-mi dă Gigi. Gigi, după ce te lași de fotbal, știu toți, nu-ți dă nimic. Ești, te ridică în slăv cât are nevoie. Păi da? E business. Nu e business, nu e business, normal. E business. Dar nu am cerut eu de la el vreodată ceva gratuit. Da? Și atunci am zis, Steaua e a lui. El ține fotbalul românesc azi. El a luat Steaua, că i-au semnat-o toți. Da? Nu mai contează cum. Și în continuare cred că Steaua este a lui. Că acum politic se va întâmpla ceva, că ăia nu-l mai suportă pe Gigi. Nici eu nu l-am suportat. Au fost momente când nu l-am suportat, da? În trecut. Și mi-am dat seama, băi, e business-ul lui, e echipa lui, m-a plătit, nu m-a păcălit niciodată, ține jucători în viață, cluburi, păi merită o atenție deosebită în fotbalul ăsta sărac care îl avem. Dacă mai pleacă și el, să alege praful de fotbal. Da, n-ar fi ok. Mâine dacă pleacă, spun că și media nu va mai avea ce să facă. Ce meci o să dai? Gândește că mâine Gigi spune, mă retrag de la FCSB, că vreau până nu-mi dă Steaua. Uite-te să vezi. Da, da, n-ar fi prea plăcut pentru fotbalul românesc. Corect. Cu cine să stai? Cu voluntari? Da, ia zi-mi, că ai, prin carieră te-ai întâlnit așa, Gigi Becali, tu după Steaua te duci la Rapid, joci în Giulești, treci cu George Copos, ai Timișoara Marian Iancu și ai vas lui Adrian Porumboiu. Adică mamă, numai rachete. I-ai luat rachete, așa, da. Că în perioada aia, da. Și boșii. Toți bogați și toți aveau nebunia lor. Așa, George Copos, cum e trecerea de la... Nu, Copos n-avea nebunie. Copos, Gigi îl știm cu toții, da, cum era, intra în vestiar. Acum, el nu era, era numai pe catering. Da. Și când lovea mingea și eu țin minte când a venit în vestiar și a vrut să arate el cum te să bași piciorul sub mingea. Așa, să vă arate vouă, a? Da, și să avea un scarp și s-a prins în gresia aia și și-a dezlipit scarpul. Știu băieții din perioada aia. Adică, na, astea sunt frumoase, știi? Și la Copos era altceva. Copos venea și atât, știa, îl întreba pe Rada, Marian, cum stăm cu cartonașele? Deci eu știam, când venea seara la masă în cantonament și când le ziceam, ce bani? Și ridic, scotea buzunarele și apărea și zicea, n-am niciun ban. Adică el era elevat, cu bun simț, dar pe partea businessman, că se vede și astăzi, dar zgârcit. Nu vedeai mulți bani de la el, adică, nu, la prime. Dar ce trebuia să îi luai? Nu, adică, n-a păcălit. Da, nu. Omul nu păcălea, niciunul din cei care i-am avut n-a păcălit. Niciunul. Gigi n-a păcălit, clar. Niciun jucător, eu nu cred că a fost vreun. Și dacă nu-i plăcea de tine, spunea, bă, tata, nu-mi place, pe loc. Îți rupea contractul, cum a făcut și cu Pădureț. Așa. Când a venit la Steaua. Când s-a certat cu Gigi, cu Piții, deși a găsit motiv că era... legat de Pădureț, dacă îți mai aduce aminte. Da, țin minte, da.
L-a chemat frumos la Marriott, eram cu toți acolo, Pizzi a plecat și a zis, bă, tata, nu-mi place de tine, nu te supăra, ar găsea de rupe contractul acum, cât mai are de luat banii, dă-i la băiat, ia stată toți banii, a dat banii pe loc. Îți mulțumesc, adică a fost, da. Omul a fost sincer, n-a zis, nu-ți mai dau banii, du-te, i-a dat toți banii. Ăsta era el. La cine? La Marian Iancu. La Iancu am avut o relație specială cu el și o țin minte când eu mi-am operat băiatul de inimă prin 2008 și el auzise de la televizor și m-am trezit cu 25.000 de euro de la el în cont pentru băiat. Da? Da, nu aveam nevoie, adică aveam bani. Da. Dar el a simțit el să mă ajute și cu aia. A zis, vezi că e pentru, nu sunt pentru tine, sunt 25.000 de euro, bani pentru copil. Și am avut o relație specială, de exemplu, și Dușan, când nu mă băga, mă băga a doua repriză, el îmi dădea prima întreagă. Da? Dar am avut chestia asta. Adică dacă, și gândește că la Timișoara jucam 7.000 meciuri. 7.000, 10.000. Asta era prima? Da, 14.000, nebunul de Ganea. A venit Ganea, la Timișoara, și cum era el? A venit și zice, băi Marian, îi zicea. Așa vorbea cu el. Băi Marian, vrei performanță? Tu trebuie să dai bani. Trebuie să știu ce e aia, 1.000 de euro. Noi râdeam, zic, bă, n-are cu nebunul ăsta. Bă, când am văzut că a semnat contractul de ordine interioară cu 5, 7, 9, nu mai știu cum erau, deci așa, sume mari. Și zice, banii până intrăm în cantonament, Marian, dacă vrei performanță, dai banii. Deci așa a mers o perioadă lungă cu Marian Iancu și cu Ganezu în vestiale, el a mărit primele. Din nebunia lui, a mărit primele și jucam 7.000, am jucat cu, s-au strâns niște prime atunci cumulate, și am jucat cu CFR-ul când am dat eu gol, minutul 90 cu CFR-ul, da, când da, luat, da, cu celebra valiză. Cu da, da, sezonul ăla. Am luat 25.000 titulari. Iauzi. Da. Deci, în perioada aia, care astăzi nu se mai dau și ce contracte aveam. Eu aveam un contract, eu, Ganea și cu Alexa. Majoritatea jucătorii aveau chiria aia, standard de 4-500 de, de euro la apartament. Păi noi aveam 1.500 la vilă. Da, noi stăteam la vilă. Eu nu stau la apartament, mie îmi dai vilă. Adică respecta jucătorii și primele și bani, ce bani avea. Și s-au făcut performanțe. Să știi că dacă mai stătea și nu avea probleme, da. Eu zic că, uite, nu știu dacă era Steaua, Dinamo. Bine, care... și două titluri ratate la mustață tot în perioada. Nu, dar erau jucători la Steaua, la Dinamo, da, la da, Rapid, pe Lotul, Timișoare, Rapid, atunci, da? Nu câștiga nimeni, au venit ăștia cu Steaua atunci, după, imediat până în semifinală, când au jucat-o, da. 2-0 la Timișoara, n-au mișcat. Pentru că noi, eu jucasem la Steaua, știam mentalitatea, nu mi-era frică. Ganea venise de unde venea jucător de echipa națională, Alexa venea de la Dinamo, avea experiență, știa ce înseamnă derby. Adică eram numai jucători, Caramieni de la, jucase la Rapid, adică erau jucători. Nu mai știu cine era atunci, dar erau jucători cu Cănu, care avea experiență și era un jucător bun. Gigel Bucur, care era, nu era frică de nimeni, ăla, da. Când dădea, știi cum era Gigel Bucur, nu? La încălzire era moale așa, și mereu zicea, era pe psihic, le zicea, sunt mort azi. Și te dea 3 goluri. Și nu-l prindea nimeni pe piticania aia. Da, da, da. Deci a fost un fotbalist, crede-mă, foarte, foarte bun. Ăla dacă... Dar nu știu dacă mai avea viteză, dar dacă avea, nu știu, încă 10 centimetri, juca oriunde. Oricum, în campionatul românesc a fost un jucător care... Dar nu numai că a avut... Și în Rusia, în vezi Rusia. Că în Rusia a fost apreciat, da, și a jucat la nivel și nu juca cu echipe. Campionatul Rusiei, da. E un campionat bun. Dar eu îl vedeam mort și te dea 2-3 goluri. Și când se întorcea după ce dădea gol, se întorcea la jumătate și zicea, mamă, sunt mort. Tăile era vână, știi? Și o viteză, fotbalist. Nu prea vezi astăzi fotbaliști ca el. Pe el, dacă prindea perioada asta, era titular de drept. Vezi, a prins al jucători. Cum și eu. Cu Porumboiu te-ai certat puțin. Da, da, cu Porumboiu, bă, nu are suflet rău. Nu e un om rău. Nu, no, Neadin. Dar avea mereu superstițiile astea, că-l vând oamenii. A crezut și despre tine? Bă, a crezut.
a avut, nu știu dacă a crezut, nu că l-am vândut, nu, nu, la mine nu, a fost, a fost altceva la mine, a crezut că eu când mă fac recuperarea, că tot îl trișesc și că de fapt eu nu sunt la doctor, că e un prieten al meu, că eu am zis sunt la doctorul Dinu, care astăzi este prieten cu el, și sunt la doctorul Dinu, fac recuperare. Du-te bă, că ăsta nici n-are voce de... Că l-am dat, nu, doctor, vorbiți cu el. Du-te bă, că ăsta nici n-are voce de doctor, îmi dai mie. A, nu cred că ești accidentat, tu? Da, da. Te trimitea pe la ea să faci recuperarea și măsluia remeneurile și ți se făcea piciorul așa, zicea că n-ai nimic. Și eu știam de la jucător și zic, nu fac eu la Iași cum vrei tu, mă duc la București. Și eu chiar aveam probleme. Dar în rest, eu mi-am luat banii de la el. Și acolo, contracte mari, prime mari, era nebun după fotbal. Și să știi că el cunoaște fotbal, la, simțea fotbalistul. Dintre toți care am spus, Gigi, Iancu, Copos, el știa cel mai bine. Pentru că el a stat cel mai aproape de jucător. El a, fiind arbitru, da, corect, a simțit calitățile jucătorilor. Și eu eram genul care el îmi spunea, băi, mie îmi plac ăștia, mingicari, număr 10, stângaci. Eu m-am înțeles bine cu el. Dacă știai cum să-l iei și aveai când aveai rezultate, era și pe Caterin, că nu. Dar când mergea echipa prost, gata, se schimba. Se schimba. Dar per total, știi ce am apreciat la el? Băi, eu m-am certat cu el, m-am înjurat cu el. Nu era dușmănos. A doua zi, a treia zi era normal. Deci nu e un om rău. Știi? Și eu, uite, nu mai m-am văzut cu el. Am mai vorbit așa prin emisiuni, dar nu a fost un om rău. Păcat că oamenii ăștia au dispărut din fotbal. Da, chiar. Că au ținut fotbalul românesc și au adus jucători, cum a adus și el, jucători de valoare, care azi nu-i mai vezi în campionat. Cum a adus și Iancu, cum a adus și Copos în trecut și el. Da. Adică nu mai vezi jucătorii care erau acolo. Un Adailton nu ai în România azi. Nu ai. Zi-mi unul de nivelul lui azi. Știi ce vreau să te întreb? Că mă uitam la una dintre selecțiile tale la echipa națională. Bă, și erați așa. Erai tu, sunt Mărtean, în lotul ăla. Da. Tu, sunt Mărtean, Mutu, Mitea, cam ăștia așa. Cum era? Da, eu, în afară de noi mai erau. Mai erau, când nu, dar vreau să zic că... Gândește-te că ce e enumerat acolo era Pancu. Da. Mai vorbesc de Adrian Ilie, de... Erau jucători atunci, exista concurența. Uite, eu cu Sâmărtean veneam la echipa națională, da? Dar eram jucători... Mai tehnic Sâmărtean ca tine? Nu știu acum dacă era mai tehnic sau eu ca el. Eu pe piciorul stâng o făceam bine, el o făcea pe piciorul drept. Adică, na, am fost jucători apropiați. El avea ușurința asta de a dribla, cum și eu aveam. Acum nu știu care era mai tehnic, rămâne de văzut. Da, facem un jucător foarte bun, un jucător extraordinar, care nu mai vezi astăzi în fotbalul românesc. Dar în 2002, când a jucat și el, era la Bistea de la Steaua, pot să zic că atunci am avut un sezon formidabil și am ieșit cel mai bun jucător din campionat. Asta e o satisfacție astăzi să o ai în fotbal și erau jucători foarte buni în perioada aia. Uite, astăzi în fotbal românesc găsești un Coman care este de departe pentru mine, este cel mai bun fotbalist din campionatul românesc. El e numărul 1 acum în campionat? Da, în se vede, se vede. Adică e cu... Și știi ce l-ajută foarte mult? Că a conștientizat ce înseamnă să te pregătești, că el face suplimentar, se vede ce fizic are și ce picioare are și a crescut foarte mult randamentul lui prin faptul că se pregătește total diferit de ce făcea înainte. Este însurat, care contează foarte mult, are un copil, echilibru, și a înțeles ce înseamnă performanța și credem că este cu cel puțin o clasă peste nivelul campionatului. Și momentele cheie ai văzut că face diferența. Se vede, adică în momentele când echipa este condusă sau nu merge bine, vine cu ceva. Pentru că suntem la un podcast la un alt nivel, vreau să te întreb, când ai simțit tu că ai fost la cel mai înalt nivel al carierei tale? Am simțit și la Steaua în primul sezon, pentru că erau continuarea ceea ce făcusem la Shakhtar.
și m-a ajutat foarte mult. Eu la Shakhtar am crescut foarte mult. În meciurile din cupele europene am avut, aveam o altă încredere. De la meci la meci simțeam că e mai ușor. Am avut meciuri foarte importante cu Dinamo Kiev. Ritmul era foarte, foarte ridicat. Pentru că eu știu că în primele 3 luni mi-a fost extrem de greu. Complicat, nu? Da, la pregătirea care era acolo. Dar după aceea organismul se adaptează și ești la nivelul ăla, se pare o normalitate. Iar eu când am venit am jucat foarte mult și din pregătirea de acolo. După care mă accidentez și exact ce spun. Ieși afară, nu te mai odihnești, vrei după antrenament să pleci repede la o cafenea și lucrurile astea le vei resimți. Asta s-a întâmplat la mine. Dar am avut perioade și la Timișoara când am jucat bine și la Vaslui, dar continuitatea mea clar era alta. Cum și uite că vorbeai de Sămărtean. Și Sămărtean, ai văzut, a oscilat. Da. Talentul nu l-a luat nimeni, dar nici el n-a fost constant în evoluții. Înțeleg? Și vine pe final de carieră și își dă seama că trebuie să schimbe ceva la el și că își dă seama practic de potențialul lui. Dar dacă își dădea seama dinainte, era cu totul altceva. Cum și eu. Dacă îmi dau seama ce puteam... Tu te retragi și de tânăr, adică... Da, da. La 32, cam 32, așa. 32, da. Da. Am avut probleme... Am avut hernia de disc și de acolo mi s-a tras totul. Îți mulțumesc mult că ai venit. Și eu. Am putea să mai stăm vreo 3-4 ore liniștiți să vorbim. Sunt multe povești. Poate când ne mai prindem un timp liber, drag. Ne revedem. Și oricum vreau să spun în asta, iartă-mă că te întrerup, mi-aduc aminte de Luțu. Mamă, stai mi-aduc cum aminte de Luțu. Auzi, mi-aduc aminte de Luțu, jucam la Timișoara și el acum îl dăduse, trebuia să ia licența cu universitatea, era jucat la Craiova și era la facultate și acum l-au luat ăștia la facultate și nu-l mai băga Mititelu să joace. De ce crezi? Că l-am sunat eu și a zis nu, tu trebuia să jucăm și cu Craiova și a zis, a, te-a sunat ăla, tu dai meciul. Așa erau prostii, da. Noi nu mai aiurel vorbeam niciodată de meciul, de nu. Și acum zice, vino să mă vezi. Zice Luțu ție. Da, zice, bă, vine să mă vezi că oricum ăsta nu mă mai bagă în echipă, talent mare. Ce nu mai mă bagă în echipă, dar te rog eu frumos, vii să mă vezi la, cu universitatea, juca, era finală, universitatea, facultatea din Craiova cu facultatea din Timișoara. Și era finală, pe țară. Așa. Și acum mă dai seama, mă duc să-l văd, eu mă amuzam. Păi și ratează, joacă praf. Și ratează penalti. Și acum el după un meci, el îmi spune, bă, dar fii sincer, îmi spui dacă mai pot să joc. Băi, acum mă întreabă, băi, zi-mi cum sunt, cum ai văzut? Băi, surdule, sincer că ești fratele meu, mai vreau să te mai văd un meci. Mamă, m-a luat și m-a înjurat. Băi, nu mi-am dat seama că nu știu dacă mai poți. Dar mai am nevoie de un meci, mai e vreo finală? Asta era Luțu. Luțu are multe povești și rămâne istorie. Ți-am zis când acum câțiva ani? Da. Îl găsesc pe el și pe Costea. Unde crezi că îi găsesc? Pe Decebal, la o cafenea, ei doi, ziua lui. El cu Florin Costea? Nu, cu fratele. A, cu Mihai. Cu Mihai. Și era cu Mihai, Mihai îmi spune, băi, e ziua lui Surdu. Și eu când am văzut nimic pe masă, zic, bă, hai mă să facem ceva. Hai mă să ne facem o filmare. Și am comandat. Adu, știu, fructe, adu, pe acolo, sucuri. Zic, Surdule, întoarce-te, că erau clienți. Să pară că e ziua ta, că ăștia sunt invitații noștri. Și așa am făcut ziua. Că mereu zice, mai ții minte, mă, ce zi mi-ai făcut? Și am pus filmarea așa, toți erau cu fața, dar erau la mesele lor, gen la mulți ani, fratele meu, cu lume în spate, dar erau clienți falși, nu erau la ziua lui. La ziua lui era doar Costea și eu trebuia să merg la altă masă. Zic, bă, de rușine, mi-e rușine să plec de la masa ta că rămâi cu un singur invitat. Astea-s glumele care le avem noi. Știi? Și mereu îmi spune, băi, când e ziua lui, știi, am zis la mulțumesc, zice, bă, mai vii la ziua mea? Da, mă, dar dacă mai găsim clienții aia, vin. Da, super fotbalist, Luțu, da. Fenomen. La Craiova, când am jucat cu Steaua Craiova, la Craiova,
un faul și na, pe la jumătate teren s-au luat încăierare acolo. Și fiecare s-a luat cu fiecare și el mă căuta pe mine. Unde ești? Și trăgea de tricot și zic, băi, îl înjur, știi? Ce ai, mă, știi? Na, știi cum se înjură, da? Ce ai? Și el zice, trage-mă știu de mine să vadă ăștia că și eu sunt agresiv. Tu-te, bă, de aici. El i-a dat de glume cu 40 de mii în tribună. Da. Și cu ceartă pe teren. Da, ceartă și el făcea, trage-mă și tu de mine. Tu-te, bă, de aici, pleacă de aici. Da. Mariane, de acum îți lansez încă o invitație. Când om avea timp să drag, mai povestim, că sunt drag, multe de povestit. Multe, da. Multă sănătate. La fel. Tot ce-ți dorești și liniște, în primul liniște rând. Liniște să avem cu toți. Cel mai important. Te pup încă o dată și mersi și că ai venit. Mulțumesc. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ca de fiecare dată până la episodul următor să fiți sănătoși.